Salut, salut, sunt Horia Brânciu și voi sunteți la Lucru Simple. Hai! Mulțumim frumos pentru mesajele voastre. Mai frumoase mesaje ca ale voastre nu există pe pământ. Ne bucurăm foarte mult că și astăzi sunt alături de noi Aqua Carpatica și Chateau Valvis, sponsorii noștri, și bineînțeles acest portret senzațional în ulei al invitatei mele, realizat de către prietenii mei de la Diardi. Le mulțumim foarte frumos și vă mulțumim vouă că sunteți alături de noi. Ce să mai începem distracția? Încep Lucru Simple! Oh, yeah! Avem 50%. Au tocuri, liniște, liniște. Te aude! Te aude! Și pe aici te poftesc pe tine. Vai de mine, iartă-mă că te deranjez! Ce surpriză plăcută! Dacă nu te-am deranjat! Nu, făceam niște filmări aici. Vai, dar ce drăguț este! Mulțumesc foarte mult! Ce romantic! Mulțumesc pentru... Pune aici cărțile! Ce romantic, ce frumos! E foarte drăguț! Da, ne-am asortat amândoi, ce să spun! Da, stai că-mi dau asta ca să mă la... În sfârșit! Ca să fiu... A, uite, să ne asortăm și aici, că suntem invitați amândoi! Dă-mi toate cele! Îți dau toate! Da. Nici am telefonul, poți pe silent, dar trebuie, nu? Poți să-ți menții telefonul lângă tine, mă? Bună! Poți să-ți menții telefonul? Ai tăiat cocoșul? Ce să... Cocoșul ai tăiat? A, cocos! Nu cocoșul! Păi m-ai întrebat ce vreau de băut și da, te-am zis că nu vreau nici vin, nici nimica. Și mi-ai zis ce vrei. Cocos. Cocos. Și mi-ai zis, ai trebuit să stai cu coșul. Cocos, uite, perfect să așez. Ia loc, nimăți plasmite. Foarte drăguț este aici la tine. Da. Hello. Foarte drăguț. Da. Romantic, nu. Nu puteam să nu am o atmosferă romantică atunci când e vorba de prezența ta aici. Da, mă bucur. Deci așa par eu, foarte romantică, nu? Mamă, sau vrei dragă să mă faci să fiu romantică cu tine acum? Mamă dragă, eu sunt un băiat de la țară. De la țară? Da. Care țară? Deci exact ochii ăștia verzi nu mi-au ieșit niciodată din cap. Nu? Nu, mă rog, asta e altă poveste. Mi-o povestești? Andreea, ce să spun? Încep printr-o veste proastă. Am niște traume de acum 20 de ani și vreau să... Aoleu, nu sper că nu vorbești de la care mă gândesc eu, că pentru mine a fost... Doamne, deci imaginile, la imaginea aia te referi, nu? Care la imaginea care aia? Care au rulat? La cât? La multe alte imagini și aia, dar nu asta vreau să spun. Vreau să spun că trebuie să avem o atmosferă propice acestui podcast. Aș vrea să o punem... Un elefanțel, măi... E bine că are trompa în sus. E bine, da. Eu îl aprind pe elefanțel cu ăsta. Așa. Deci dacă n-am o atmosferă propice cu tine... Eu vreau ca întâlnirea noastră de astăzi să fie povestită... Și ca se potrivească totul mai bine. Da! Yay! Iată și nuca de cocos pe care ai vrut-o. Hai noroc! Hai să trăiești! Cu Andreea nu puteam să beau decât cocos. Nu, dar tocmai am venit din vacanță și sunt obișnuită să beau nuca de cocos. Nu vreau să-mi stric acest obicei. Asta era ultima mea întrebare din podcast. Unde ai fost în vacanță? Dar acum o pun prima. Unde ai fost în vacanță? În Thailanda. În ce zonă din Thailanda? Păi în singura zonă care se putea vizita în perioada asta, în Phuket. Phuket? Da. De fiecare dată mi s-a părut numele ăsta Phuket plin de însemnătate. Și ce înseamnă pentru tine? Pup la pachet. Phuket. Nu, mi se pare o chestie foarte clară. Nu m-am gândit niciodată. O întrebare care stă pe buzele tuturor bărbaților care te privesc acum. Cum a fost drumul? Nu. Glumesc. Drumul a fost bun pentru că ai schimbat două avioane. Dar chiar ți-a fost sete de cocos. Nuca de cocos e o chestie... E super hrănitoare. Asta vreau super să te întreb. Super hrănitoare. Pot să o înlocuiesc și să fac din ea cură de nucă de cocos? Teoretic se spune că nu trebuie să bei foarte multe, mai mult de una sau două pe zi, pentru că are foarte multe săruri. Vezi? De asta am vrut eu. De asta ce am mai îmi dai? Ce mai aduce acolo? Mai am ceva să pun pe masă ca să fie atmosfera perfectă. Asta te rog frumos, vai, o aprinzi tu. Vai. Da, nu, pe, cu tine nu e de joacă. Ce avem cu tot? Ne și medităm? Draga mea, așa mai încet, să nu ne afumăm chiar de tare. A. A,
deci te descurci cu de-astea. Păi aprind acasă. Și bețișoare și... tot fel de lucruri. Trebuie să... trebuie să mărturisesc faptul că când eram mai tânăr, făceam... Între timp m-am luat cu podcasturi și nu mai... Una cu alta, nu? Dar să știi că poți să le faci pe amândouă. Sau pe toate cele 15 pe care, nu știu, câte vrei să faci. Iartă-mă, dar... Pe care le alegi în funcție de prioritățile tale. Da. Prioritatea mea de astăzi ești tu. Mâine este ziua femeii. Mâine ziua femeii? Da. Poți să-mi zici la mulți ani? La mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc. Și... La mulți ani și avem și o introducere, tale. Dar... Ai uitat, nu? Nu, o fac acum. În fum. Adevărul că și pe mine m-a luat prin surprindere, că nu mă așteptam, adică am venit, ce? Vorbeam la telefon și am coborât din mașină, vreau să sun pe tine să văd dacă e aici, am văzut semnele muzicale, am zis ok, sigur e aici și nu știu ce mai încăutam și te filmez. Da, zi. Ok. Da. Asta e surpriza Andrei. Andreea te-a filmat. Da, știu. Tiza mea. Ia să vedem ce introducere ai. Luna martie a venit și Andreea a sosit. Și am florit. Asta e introducerea. Nu, nu e o chestie complexă. Dar e frumoasă. Da. Deci tu ești o reprezentantă de seama a lunii martie. Mie îmi place să cred că înfloresc în fiecare zi. Nu, eu cred că ai înflorit și ai rămas înflorită, să spun așa, pentru că părul tău, zâmbetul tău, umerii tăi, toate sunt la fel ca acum 20 de ani. Crezi? Cred că s-au schimbat... Cercei? Cercei. Se mai schimbă din când în așa. Da, după 20 de ani, cercei noi. Eu cred că așa s-a întâmplat. S-au schimbat multe, mai ales pe interior. Dacă pe exterior poate nu s-au schimbat atât de multe, pe interior s-au schimbat. Deci eu... Ce-ar fi fost dacă noi am întoarce timp înapoi, când ne-am cunoscut noi, cu mulți ani în urmă, și, da, de exemplu, să ai mintea de acum... Dar se întoarce în timpul cu 20 de ani în urmă. Eu cred că nu ar fi bine. De ce? Pentru că mintea respectivă era potrivită la momentele alea și m-a adus astăzi aici. Dacă n-aveam toate experiențele astea, de unde aș fi putut să acumulez toate experiențele alea? Da, dar vezi tu că eu umblam cu buchetul de flori după tine cu 20 de ani. Unde umblai cu buchetul de flori? Păi da, ai și uitat pentru că nu ți s-a părut normal. Era un nebun care tu erai. Da. Eu eram. Nu știu că fugeam repede așa și în alergare n-am văzut cine era. Da, ai alergat. Dar chiar că, mai știi când ne-am cunoscut noi prima oară? Cine naiba să mai știe de atâta timp? Eu în 2001. Ok. Când am venit la emisiunea... Totul despre... Nu. Nu. Ce reuniunea de clasă. Exact! Cu cine ai fost invitat? Cu Stelea. Cu Stelea. Bogdan Stelea. Doamne, Dumnezeu, ce frumoasă emisiune era. Da, ce frumoasă emisiune era, mai ales că eu pentru prima dată după 10 ani, în 91 terminasem, încheiasem liceul Andrei Șacona din Brașov, iar reuniunea de clasă avea ca scop direct aducerea colegilor de școală în și fața ta. Și recunoașterea lor. Că și recunoașterea lor. I-ai recunoscut pe toți? Aoleu, Dumnezeul a fost prima dată după 10 ani când îi vedeam, în 2001. Și ai recunoscut? Da. Eu am un coleg pe care nu l-am recunoscut, că am fost și invitată la emisiunea mea, pe care a prezentat-o Virgil. Virgil Ianțu. Și, da, bine, Virgil Ianțu. Binecunoscutul prezentator cu părul lung și rar, de la serviciu financiar. Ăsta e Virgil. Da, ați fost foarte mult timp la prima. Da, da, da. Chiar acum am fost într-o vacanță împreună. Chiar și în Phuket am fost împreună. Mă rog, n-am fost împreună, am stat în locuri diferite. Nu, n-am fost împreună. Am început să-mi tremure mâna puțin. Nu înțeleg de ce. El cu familia lui minunată. Așa, și tu? Și eu, în altă parte, cu prietenii mei. Cât pe acest să-ți răspund la întrebare? Da, da, nu, eu n-am pus nicio întrebare. Eu mă apropii ușor, ușor de subiect. Pentru că subiectul meu de astăzi este fericirea ta. De aceea vreau să încep de la bun început. Îți mai aduci aminte anii de școală? Apropo de reuniunea de clasă. Îmi aduc, normal că mi-aduc aminte. Și acum, după bogățiile și experiențele de viață pe care le simți, le resimți de foarte multe ori pozitiv, care a fost cea mai frumoasă experiență de a ta din timpul școlii? Nu mi-a venit o prostie în minte. De, nu, nu. Era chiar... exmatriculată.
Asta nu una frumoasă. Deci ai fost exmatriculată? Nu, n-am fost pe cale să fie exmatriculată. De ce? Adică nu-ți imaginezi că eu, care par așa, proper, așa? Nu-ți imaginezi că eu aș fi putut să fiu exmatriculată sau să fiu pe cale să fie exmatriculată. Dar ce s-a întâmplat? Pentru că învățam, tocmai intrasem la liceu, eram clasa 9 și învățam la colegiul, la liceu Virgil Magiaru, economic numărul 1, care era în piața, pe bulevardul Dacia, foarte aproape de Romana. Aha. Și învățam seara și ajungeam acasă foarte târziu, mai ales iarna, mă rog, se începuse să se întunece foarte repede și eu stăteam pe stradă cu doi jucători care făceau parte din echipa națională de la rugby. Și erau ca frații mei mai mari și tot timpul aveau grijă de mine și corect, să fiu tot timpul în regulă și mi-au zis, fata mea, trebuie să ai grijă pentru că e foarte periculos când vii tu de la școală la 6, 7, 8, nu știu la ce oră veneam, ia un spray paralizant. Ok, mă rog, l-am pus în rucsac acolo, nu m-am gândit nici vreo secundă să-l folosesc. Și într-o zi, la ora de română, care era cu o inspectoare pe municipiu... Mi-e frică de deznodământ. Exact, da. Pentru că n-a venit la timp, unul dintre colegii mei foarte buni, eu stăteam lângă băieți. Stăteam în antepenultima bancă și în spate erau două rânduri de băieți. Erau singurii băieți din clasă, aveam patru băieți. Și eu eram eu și băieții. Și unul dintre colegii mei, Cătălin, îmi deschide rucsacul, nu știu, se plictisea probabil și deschide și face așa. Psst. Nu cred că poți să-ți imaginezi ce s-a întâmplat. Scuze-mă, ți-a dat ție în ochi? Nu, a dat pur și simplu în clasă. Nu știu, a vrut să dea cu el, nu știa ce se... Vrea să-l încerce. Da, vrea să vadă ce este, habar nu știu ce a fost în capul lui. Pe moment nu s-a întâmplat nimic, dar după 2 minute sau 3 minute, nu se mai putea sta în clasă. Nu pot să cred. Nu, deci nu cred că poți să-ți imaginezi. Și în momentul a venit doamna inspectoare. Care și-a început să lăcrimeze puțin. Bineînțeles, deci era acolo, deci era mai mult puțin și te sufocai, mureai. Bineînțeles, ne scot pe toți repede, ne duc în atelierul, în laboratorul de chimie. De chimie? Da. Exact. Și, bineînțeles, se face, începe ancheta. Și cine a dat cu ăsta? Eu că sunt de o timiditate groaznică și... Deci... Niciodată nu te-am văzut timidă, probabil că atunci era... Deci ceva, deci... Al cui era spray-ul? Mama la școală. A chemat-o pe mama, doamna dirigintă, era doamna dirigintă de sociologie, care era destul de dură. Mm-hmm. Și a chemat-o pe mama și a zis, doamna, dar nu înțeleg, adică e un copil foarte bun și foarte blând, așa, dar cum a putut să se întâmple? Să fie de agresivă, să vină cu agresivitate la școală, cu niște aceste obiecte care... Seama, mamă săracă, de-abia intrase în liceu, am făcut o nefăcută. Și mă rog, așa, cu scuze, cu promisiuni, că nu o să mai fac niciodată, nu mi-aduc aminte dacă mi-au micșorat nota la purtare, dar a venit și a spus, știți că... Și mă rog, m-a iertat, dar a fost un moment îngrozitor. Am crezut că mor. Cred că dacă tu foloseai pe cineva acel spray, atunci cu siguranță frica ta se adeverea. Deci exmatricularea era... Da, cu siguranță. Dar el săracu, stai seama, lui cred că i-au micșorat nota la purtare și mie nu cred că mi-au micșorat-o, dar a fost un moment absolut îngrozitor. Adică, știi cum, muncești foarte mult. La vremea respectivă să intri la liceu era o chestie extraordinară așa și intrasem și cu notă mare și eram în clasa pe care mi-o doream și uite cum aproape să fie exmatriculată. Stai seama, era ceva, cum să fie exmatriculat? Adică, cum? Nu există așa ceva. Mai mult decât atât, eu cred că faza cea mai, să zic așa, ciudată a fost când doamna inspectoare a ieșit din clasă. Și doamna inspectoare, cum vi se par colegii? Senzațional! Senzațional! Cred că a fost foarte bună. Eu nu te-am întrebat degeaba de anii de liceu, pentru că anii de liceu ne-au consacrat pe toți. Încep eu. Da, bineînțeles. Iar tu o să fii alături de mine. Piesa asta o facem împreună. Sunt anii noștri de liceu. Da. Și încep așa. Timp. Dar nu pune și muzică? A, muzică. Dă-i seama, am emoționat. Dă-i seama, nu mai au nici muzica. Asta a fost tare. Hai să punem melodia cu Stella Enache, te rog. Da, nu poți să cânti asta? Timp. Nu încotro mergi spre ce meleaguri noi grăbit alergi. Cum beton poți într-o zi formidabil să schimbi în oameni
în oameni mari niște copii. Bun! Azi în pot pitit, asta îmi place mie, stă ursulețul cârn, ieri mult iubit. Și vrei ori nu vrei, vrei ori nu vrei, anii de școală văd, se duc și ei. An de liceu cu emoții la română, scumpii an de liceu, când la mate dai de greu. An de liceu când ții soarele în mână și te crezi legendar. An de liceu când se întâmplă o tragedie, fiindcă el te-a zărit la un film cu alt băiat. An de liceu împletind cu poezie tot ce ai tu mai bun, mai curat. An, an de liceu. Timp, nu fi hain, să mai fim liceeni măcar puțin. Nu, nu, foarte bine. Goni grăbit, e, dai voce. Anii de aur ce n-ai dăruit. Și acum refren. An de liceu cu prietenii pe viață, scumpii an de liceu, ți-i vei aminti mereu. An de liceu, enigmatica prefață la romanul ce e doar al meu. An de liceu, când în recreația mare te ascunzi ca să poți încă o dată repeta. Mi-aduc aminte. An de liceu, când o oră un an pare, fiindcă știi că te va asculta. An, an de liceu. An, an de liceu. Acesta a fost hitul An de liceu alături de Andreea. Bravo, Andreea! Yes! Acestea sunt niște butoane pe care le-am. Yes. Well, yes. Ah, am scăpat, nu vine să cred. Ah, am scăpat, ce vine să vă, nu vine să cred. Vai, nu vine să cred că am scăpat. Apreciez. Mai vrei să mai cânte? Asta ar mai fi culmea. Vă rog foarte mult, vă rog, sunt impresarul Andrei Raicu. Vă rog foarte mult, dacă solicitați un concert cu ea, vă rog din suflet, vă liniștiți. Aveți un concert cu ea, îmi spuneți mie. Da. Și vă pot spune, în ce dată doriți? Poftiți? Ce data? Spuneți-mi data. 3 decembrie. 3 decembrie. Martie. Și 8 martie. Mâine. E ocupată. Își citește mesajele de după podcast. Exact. Bun, și acum, draga mea, a fost odată an de liceu, ni vom aminti mereu, dar acum trecem la partea prezent, spirituală. La prezent. Da, prezentul care vine de câtva timp încoace mi se pare unul dintre cele mai fabuloase. Eu cred că la tine spiritualitatea a făcut pași foarte importanți. Am văzut că sunt tot felul de cărți, am văzut că ai un cont de YouTube, am văzut că ai Andreea Raicu Shop. De unde a început toată furtuna asta de relaxare, să mă exprim așa? Păi, la început n-a fost cu o relaxare. A fost doar furtună. Da, a fost furtună, a fost o furtună foarte mare. Păi, știi cum e, că atunci când ți-e bine, stai acolo, că n-ai de ce să schimbi ceva. Okay. Și atunci când nu ți-e bine, începi să cauți, să înțelegi ce se întâmplă, ca să vezi ce să faci ca să-ți fie bine. Da. Nu mi-era bine. Știi, din afară aveam viața aia foarte frumoasă, pe care o vedea toată lumea, minunată, cu absolut tot ce-ți spune societatea să ai ca să fii fericit. Și ce să vezi, eu nu eram fericită. Pe dinăuntru meu era altceva decât era pe din afară și făceam un efort groaznic să se vadă că de fapt sunt fericită, pentru că asta vrea societatea de la noi, mai ales de la persoanele publice. E adevărat. Și aveam așa ca o mască pe față, încât și uitasem cum este să fii altfel.
Și acasă nu mai puteam să fim cu masca asta pe față, pentru că acasă când ești doar tu sau cu oamenii care te știu foarte bine, nu mai trebuie să joci teatru. Când, dacă dau timp înapoi, cu 20 de ani în urmă, într-adevăr, vedeam fericirea pe fața ta, dar probabil că atunci, știi, în închipui, imaginează-ți viața ca un fel de cal nărăvaș. Uh-huh. Sau o iapă, depinde. Și brusc, nu poți să-i ții hățurile, dar ești într-o viteză, galopează. Când ai luat hățurile în mână, mai ții minte data, anul, mai ții minte întâmplarea? Ce-a constituit declicul ăla formidabil? Gata, de azi înainte, viața, hățurile vieții sunt în mâinile mele. Am trăit foarte mulți ani în stilul despre care vorbeam mai devreme, uh-huh. Și mi-aduc aminte, cred că a fost, e momentul care, la care mă întorc de fiecare dată, pentru că a fost foarte important pentru mine. Eu prezint de foarte mulți ani Festivalul Brazilor de Crăciun. Da, știu. Și a fost un an în 2012 în care l-am prezentat fără niciun pic de energie. Era un efort foarte mare din partea mea să nu se vadă. Știi, eram îmbrăcată superb, într-o ochie superbă, cu diamante. Toată lumea m-a întrebat, Doamne, dacă te frumoasă ești, dar ce faci de ăștia de frumoasă? Iar eu pe interior eram, nu poți să-ți imaginezi, deci un efort fantastic să poți să arăt că sunt totuși bine. Și să nu uităm un singur lucru, un amănunt care de 2 ani de zile nu mai e în funcțiune. Tu prezentai atunci în fața a sute, poate 1000 de oameni acest festival al Brazilor de Crăciun în decembrie, pentru că acum s-a prezentat în mai mult în online. Da, da. Adică oamenii s-au dezobișnuit de 2 ani de zile. Deci în 2012 era multă lume. Era foarte, nu mii, dar erau câteva sute, da. Da, 200, da. Cred. Multă lume care spunea lucrul ăsta. Da, da, da. Și toată lumea vrea să facă poze cu mine și ce frumoasă ești, Doamne, ești impecabilă. Și după cele 3 ore sau 4 sau 5 cât a durat Festivalul Brazilor, am ajuns acasă și nu pot să uit, eram într-o relație, dar în momentul respectiv iubitul meu nu era acasă și am venit cu câinele pe care era foarte mic și îl dusesem să-l operez, că avea o mică malformație și m-am dus, l-am luat și mi-aduc aminte când am ieșit din clinică, m-am trezit cu foarte multe blițuri ale paparaților, care, da, a fost un moment groaznic, pentru că eram foarte obosită, foarte epuizată de orele pe care le-am petrecut și de efortul de a arăta că și sunt de grija așa, pentru câine. Și de grija pentru câine, pentru că nu știam dacă se trezise sau nu din operație și am ajuns, era mic, așa, mic, câteva luni avea și l-am luat în brațe și nu vreau decât să ajung acasă și cu el stăteam așa în brațe și dintr-o dată noaptea, era 2 noaptea, cred, m-am trezit cu zeci de flash-uri în față și nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Sunt foarte mulți oameni care n-au cum să înțeleagă asta, dar cu siguranță tu știi ce înseamnă asta, că ești cumva și relaxat când vine cineva și îți face treaba asta, te sperii. Și am ajuns acasă și am închis ușa și cumva m-am simțit dintr-o dată în siguranță și am simțit cum mă prăvălesc așa și am simțit cât de singură sunt și am intrat în casă și cumva totul s-a dărâmat așa, totul s-a dărâmat în jurul meu, nu mai conta nimic. Și ulterior, într-una dintre, nu știu dacă noaptea respectivă, am plâns foarte mult, noaptea aia am plâns extraordinar de tare până când m-am epuizat și cred că în noaptea respectivă sau următoarele nopți, în epuizarea asta mea, am auzit o voce care mi-a spus cumva, știu, poate să nu pară numai că sunt nebună, dar am auzit, știi, vezi lucrurile astea în cărți sau în filme, să zici, da, auzi o voce, sigur. Și aud această voce care mi-a spus, viața este cel mai frumos dar pe care l-ai primit. Și trebuie să ai grijă de el. Și nu știu, cred că în momentul ăla s-a așezat ceva în interiorul meu și m-am liniștit, am adormit și din momentul ăla am început să caut și să fiu deschisă, știi? Pentru că dacă nu ești deschis, oamenii pot veni la tine, cărțile pot ajunge la tine, informații, dar nu le vezi. Nu, nu le absorb, nu intră în tine. Nu interesat creierul tău. E ca și când tu vorbești și eu mă gândesc la altele. Bineînțeles, adică că nu te interesează subiectul, exact. Și am început să citesc cărți, am început să... Și cumva am dat, eu am mai povestit asta de foarte multe ori, mi-a ajuns în mână o carte a lui Sega Namaste despre aventurile într-un ashram. Tocmai se lansase Adela Haragia, se ducea la Gaudeamus la târg și am zis nu pot să vin pentru că sunt la o filmare, mi-a luat cartea, am citit-o și l-am sunat. Era lucra într-o agenție de publicitate la McCann. Și l-am sunat, am zis, bună, sunt Andreea Raicu, aș vrea să ne vedem. Și m-am întâlnit cu el și mi-a povestit așa despre ce s-a întâmplat acolo, cum era acolo, experiența lui, pentru că în această carte a făcut ca o spovedanie foarte sinceră despre tot ce a trăit acolo, tot ce a simțit acolo. Și am spus, uite, și eu vreau să merg cu prietena mea, cu Adela. Spune-ne ce să facem. Și mai zis, în primul rând, trebuie să duci singură. Bun așa.
Este călătoria ta. Și atunci când ai spus chestia asta, doreai un sprijin imediat. Exact, da, exact. Da. Și mi-a zis, nu, trebuie să duci singură, e călătoria ta, nu poate veni nimeni cu tine. Pentru că dacă tu aduci oamenii tăi de aici, acolo, vei fi tentată să fii cine ești aici. Mm-hmm. Vei fi tentată să... Correct. Dacă persoana respectivă îți spune, hai să mergem la masă și tu nu vrei să mergi la masă, te simți obligată să te duci, că ați venit împreună. Îți creezi suport fals. Exact. Și mi-a zis, doar printre străini te poți cunoaște. Pentru că tu te duci acolo și nu te știe nimeni. Frumos. Nu te știe absolut nimeni. Și într-adevăr, printre străini m-am cunoscut pentru că nu mai eram identificată cu, nu mă mai identificam cu jobul pe care l-aveam, cu mașina pe care o conduceam, cu prietenii, cu situația. Nu mai eram nimeni. Eram un om îmbrăcat la fel ca toți ceilalți oameni, cu o pereche de șlap de un euro și cu o robă pe care o îmbrăcam în fiecare zi, mă rog, în fiecare zi alta, dar la fel, toți eram la fel. Nu știai nimeni, nu știai dacă omul de lângă tine este milionar sau dacă omul de lângă tine este un cerșetor, pentru că toată lumea trebuia să respecte. Sau dacă omul de lângă tine este chiar român din țară. Exact, sau exact. Și atunci cumva am început să mă cunosc și să mă descoper prin tot felul de metode, dar prin faptul că eram singură și eram liberă. Nu mai trebuia să mă gândesc dacă supăr pe cineva, dacă așa se face, dacă așa nu se face. Da, da, da. Toată presiunea aia cu care am fost crescută, pentru că fiind crescută dintr-o familie în care s-a pus foarte mult preț pe aparențe, să fim tot timpul perfect, să nu supărăm pe nimeni, să așa, știi? Perfect, copilul ăla perfect. Nu vreau să deranjez, să supăr pe nimeni, deci trebuia să fiu proper, să nu plâng, să nu, iar acolo am plâns de n-am mai putut, adică... Cât timp ai stat acolo? Prima dată am stat o lună. Aș fi stat mult mai mult, dar îmi expira viza și a trebuit să mă întorc acasă. Dar m-am întors după 6 luni. Unde e locul ăsta? În Pune, la Osho. Ești singura dintre cunoștințele tale care a fost acolo? Sau au mai fost după aceea? Da, foarte mulți, foarte mulți. Am foarte mulți prieteni care au fost. Urmându-ți exemplul tău? Probabil că mulți au fost pentru că au aflat din alte părți, dar mulți și pentru că le-am povestit eu. Da. Deci, practic, acea primă lună în care ai stat-o acolo a fost la vârsta respectivă pe care o aveai atunci, 19-20 de ani. Ești foarte drăguț. A fost prima lună reală din viața ta după mult timp. Da, și chiar a fost, pot să spui asta, știi de ce? Pentru că am fost la un curs care se numea Primal Rebirth. Tot e un curs despre care am povestit și toată lumea mă întreabă în continuare de el. Este un curs care are legătură cu primii 7 ani din viață, se face o regresie până la 0 ani. Mm-hmm. Și te uiți și vezi care sunt toate patternurile, tot ce ai primit de la părinții tăi, de la cei care te-au crescut, de la societate, cum te-au format. Pentru că tu vii și vine, ești deștept, ești frumos, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, tu ești așa. Te identifici cu niște lucruri pe care oamenii ți le spun. Tu ești un copil cu minte, tu ești un om bun. Păi dacă ești un om bun, nu faci niciodată un lucru rău. Tu ești așa, deci nu, niciodată nu greșești. Și te întorci. Și e foarte interesant pentru că ajungi până în burta mamei tale și practic refaci nașterea și vezi care sunt lucrurile pe care tu le-ai primit de la părinții tăi și care îți sunt bune și le păstrezi și care te ajută și lucrurile care îți stau în calea unei vieți liniștite și le mulțumești și le dai înapoi pentru că ele te-au ajutat până în momentul ăsta, dar acum ești adult și nu mai ai nevoie pentru că poți să iei singur deciziile. Practic tu îmi spui că de-a lungul vieții noastre ni se dau etichete pe care nu le conștientizăm, uh-huh, și noi trebuie să le dăm la o parte și trebuie să trecem prin toată ființa noastră toate etapele de care ziceai din primii 7 ani de zile. Da, pentru că acolo ți se spun absolut toate lucrurile, ca să nu mai punem la socoteală faptul că primii ani de viață stochează multe amintiri care sunt inconștiente. Noi nu ne mai aducem aminte de ele. Adevărat. Sunt în subconștient, dar ele ne ghidează și ne influențează toate alegerile pe care noi le facem. Mă tot întreb, care să mă fi ghidat să fac podcastul ăsta? Nu, încă n-am... Nu, asta a fost una conștientă. N-am fost... Eu știam că e inconștiență, da? Dacă zici tu. În timpul școlii și după aceea, chiar când am venit în București, am fost foarte timid. Asta m-a oprit să comunic. Și eram doar... îmi afișam fața profesională când eram în primii ani, 7 ani de TVR și chiar mă tot gândeam... că mă regăseam singur atunci când, de exemplu, mergeam și cântam la pian undeva pe un hol de televiziune și mai departe și eram acolo singur cu mine, dar în momentul în care se deschidea o lumină de platou, deja... Hello! Și uite, apropo de ceea ce spui tu, în terapie am descoperit un lucru foarte interesant de care nu eram conștientă, dar lucrând foarte mult am înțeles asta, că în mine erau două entități, era... acel copil care era imatur emoțional și înfricoșat să se arate așa cum este și partea asta
eu pot, eu sunt o femeie puternică, sunt o femeie independentă, n-am nimic, n-am nevoie de nimic de la nimeni și eu am capacitatea să fac absolut orice. Și era o discrepanță foarte mare între persoana pe care eu am creat-o, aceea care a apărut în lume și era super de succes și era foarte relaxată tot timpul și era, și partea, asta era cea cu care, masca cu care ieșeam în lume și era partea în care era, dar cu care nu puteai să conectezi. Pentru că eu eram deconectată de la mine și nu puteam să fac conexiuni reale. Și era partea cealaltă, fetița aia care își dorea să se conecteze cu oamenii și să le arate că de fapt ea e nefericită că este singură și că și-ar dori altfel lucrurile și-ar dori să fie văzut exact așa cum este, dar era mult prea frică din cauza faptului că s-ar gândi că nu o să o placă lumea. Și atunci s-a creat această discrepanță între imaginea asta pe care am afișat-o întotdeauna, de care nu-mi dădeam seama, pentru că ne identificăm atât de tare cu felul în care noi ne arătăm oamenilor. Sunt identificări pe care le-am construit odată cu trecerea timpului. Corect. Și pentru că vin ca niște validări, toată lumea spune, ce frumoasă ești, și atunci îți hrănește lucrul ăsta. Și absolut tot ce ai, absolut. Și de aceea nouă ne e foarte frică să facem schimbări, pentru că avem senzația că pierdem ceea ce am câștigat. Dar de fapt este o foarte mare iluzie, e o minciună, pentru că cu cât te identifici mai tare cu imaginea ta, care este diferită de cine ești tu, cu atât ești mai singur și mai deconectat. Și de fiecare dată mi-am spus un lucru și am spus celor cu care lucrez în general, că atunci când vrei să schimbi ceva și nu-ți iese, nu e o problemă dacă greșești. Adică noi greșeala o vedem ca ultimul lucru care ți se poate întâmpla în viață, un lucru peste care nu poți să treci deloc. Da, asta este unul dintre lucrurile pe care le-am învățat în acest curs. Că am voie să greșesc. Am voie să greșesc și ok. E ok. Și mi-aduc aminte că imediat după ce am venit din India era la momentul respectiv cronica cărcotașilor, nu știu cum e acum, și era B-interviu ăla în care ți se puneau întrebări. Și la un moment dat m-au pus o întrebare, nu știu ce... care capitala, nu știu cărei țări, nu mai mi-aduc aminte, și am spus o prostie, n-am spus orașul. Da. Și mi-a zis, nu e asta. Altă dată m-aș fi băgat în pământ și m-aș fi biciuit, cum poți să spui așa ceva, te faci de râs, ești o proastă, cum adică, o să vadă toată lumea că nu ești deșteaptă, care era cel mai mare complex al meu. Da. Și am fost, ok, de data asta nu am știut și m-am surprins pe mine cu această atitudine și am fost, da, asta este, Doamne, asta incredibil, este formidabil. Wow! Nu m-am mai biciuit, nu m-am mai pus la colț cum obișnuiam să mă pun pentru fiecare greșeală și este o eliberare să știi că e singurul mod în care poți să încerci, pentru că dacă tu știi că n-ai voie să greșești, nici măcar nu mai încerci, pentru că ți-e frică de faptul că o să greșești, toată lumea o să te pună la zid, mai întâi tu, bineînțeles. Este extraordinar dacă tu ai spus chestia asta și cred că doamnele și domnișoarele și chiar bărbații nu ține seama de sex acest lucru. Într-adevăr, e ok să greșim. E foarte... Câteodată e foarte bine să greșim. Dacă... O, da! Cred că greșeala este partea de bine din rău. Știi? Da! Pentru că doar greșind poți să-ți dai seama care sunt lucrurile potrivite pentru tine și care nu sunt potrivite pentru tine. Pentru că dacă tu stai așa aici și nu vrei să greșești, tu nu ai de unde să știi nici cât poți, nici ceea ce e bine pentru tine, nici ce ai nevoie să faci. Stai așa și te uiți la oamenii din jur care greșesc și zice, uite și pe ăștia ce proști sunt. Dar cel puțin aia evoluează. Și au curaj să facă ceva. Corect. Asta și vis-a-vis de experiențele personale, dar și vis-a-vis de experiențele de relații. De fiecare dată cineva m-a admonestat, mă iubești? Da, te iubesc. Și la un dat, mă iubești? Da, dar trebuie să mulțumesc tuturor celor cu care m-am întâlnit de când m-am născut, pentru că ele m-au pregătit pentru iubirea pentru tine. Adică puțină lume. Lumea câteodată, cei cu care discutăm, nu înțeleg pe deplin ceea ce vrem să spunem. Dacă, de exemplu, iei un om care a stat în peșteră 20 de ani, și îl pui față în față cu iubirea vieții lui, el cu siguranță o să strice relația respectivă pentru că nu știe cum să se comporte. Exact. Știm, spunea cineva, am fost de curând la o emisiune și mi-a zis, bun, și de acum te descurci cu relațiile pentru că ai avut numai relații eșuate. Nu. Nu, faptul că nu sunt măritată în acest moment, corect, înseamnă că am avut relații eșuate? Nu, am avut niște relații care m-au învățat niște lucruri extraordinare. Absolut, și care m-au ajutat să mă înțeleg, să mă vindec de toate rănile mele, pentru că nu poți să te vindeci citind cărți. Acum, serios, nu, citim, le înțelegem la nivel cognitiv, nivel și teoric. Le asimilăm cu experiențele și le asimilăm doar în experiențe. Exact, minimul nostru bagaj de experiență. Exact, deci
sunt extrem de recunoscătoare pentru toate relațiile din viața mea, pentru toți bărbații pe care i-am cunoscut, pentru toate relațiile toxice prin care am trecut, pentru că doar așa am reușit să înțeleg de ce stau acolo și cum am putut să ies și să mă vindec. Dacă n-am o relație bună, înseamnă că e o relație rea. Rea înseamnă ce același lucru rea? Cu toxic. Adică o relație în care nu mă înțeleg cu cineva. Nu e bună relația. Nu e o relație toxică. Toxicul ăsta înseamnă că îmi creează traume. Îți face rău. E o relație în care nu poți să fii tu. O relație în care te simți sabotat de celălalt. O relație în care simți că nu ești susținut de omul celălalt. E o relație în care simți că ești tot timpul călcat pe cap. Ești o relație în care persoana de lângă tine scoate în evidență toate lucrurile cu care tu nu ești confortabil. O relație în care omul de lângă tine te pune la zid, nu te ascultă niciodată, mergi tot timpul pe coș de ou, ai senzația că niciodată ceea ce faci nu e ok, în care nu te ascultă, n-ai niciun fel de conexiune, nu te face parte din viața lui. Aceea e o relație toxică. Acum m-ai mai dat de gândit o groază. Cred că ne vedem peste 20 de ani și o să spun, Andreea, după ce mi-ai spus tu, 20 de ani m-am gândit și am făcut o listă. Viața ne face să devenim responsabili pentru alegerile noastre. Adevărat. Și deci, să mai spun ceva. Cumva, știi ce? Iartă-mă că te întreb. Sunt oameni, asta se întâmpla și în ashram, că eu m-am dus în ashram și cumva eram, nu m-a obligat nimeni să fac nimic în afară de cursul respectiv unde trebuia să respect niște reguli foarte clare. Da. Dar în rest, ce am făcut aici? Ai stricat-o. Dar în rest, mă rog, erau niște meditații de la 5 dimineața până la ora 11 sau până la 10, la care nu te obliga nimeni să te duci. Te duci dacă vrei și am fost așa cumva. Păi eu am venit în aici, în așam și mi-a zis, se numește responsabilitatea alegerilor tale. Pentru că dacă tu faci un lucru, trebuie să-ți asumi consecințele. De multe ori zici, a, n-am făcut asta, dar uite ce li se întâmplă altora și uite ce facă ea. Pentru că oamenii au avut curaj și au asumat responsabilitatea alegerilor. Avem nevoie să fim. Noi nu prea suntem asumați, noi ne dorim tot fel de lucruri, nu le facem și ne enervăm că nu s-au întâmplat. De ce nu s-au întâmplat? Pentru că alegerea vine cu o pierdere. Când alegem, trebuie să alegem dintre două lucruri. Da. Și noi ne ținem foarte bine de amândouă și nu vrem să le dăm drumul. Fiind comozi, o luăm pe calea cea mai ușoară. Și nu mai alegem nimic. Am înțeles. Păi nu vreau, păi dacă o iau pe asta, o pierd pe asta. Păi dacă asta e mai bună. Păi poate asta e mai bună. Dar hai că poate asta e mai bună. Și uite așa trăiești și nu iei nicio decizie și mă, dar ar fi trebuit să fac asta mai demult. Practic, tu faci o negociere cu tine vis-a-vis de căile care se par mai facile și mai grele. Exact. Și ce am înțeles acolo, un alt lucru, a fost că odată ce am luat o decizie, am făcut o alegere, nu mă mai gândesc la cealaltă. Nu mă mai gândesc. Dacă asta nu mi-a ieșit bine, cum ar fi fost dacă aș fi luat-o pe cealaltă? Dacă. Cealaltă nu mai există. Cealaltă nu mai există. Acum este momentul ăsta în care eu am ales să fac pe asta, poate n-a ieșit cum am imaginat eu, dar acum sunt aici, nu mai există o altă variantă. E ca și când tu te duci la o emisiune de televiziune și cineva ți-a zice, dragă Andreea, ce ar fi fost dacă ai fi fost tu Josephine, iubita lui Napoleon? Dragă, nu pot să fac nimic când scenariul cade. La revedere. Exact, la revedere. Sau când dai vina pe altcineva, cineva mi-a spus să fac această decizie. Ți-a spus și? Era viața omului respectiv? Nu, este alegerea ta. Știi, sunt foarte multe femei care rămân în relații și la un moment dat se despart și spune, păi da, dar ți-am dat 7 ani din viața mea. Așa și? Da. Păi te-a obligat cineva să stai acolo? Nu, tu ai ales să stai. Ți-am dat cei mai frumoși ani din viața mea. De unde știi că ești cei mai frumoși? Da, pe lângă asta, da. Tu ai ales să fii acolo. Când ai fost în India? Da. Atunci când făceai toate aceste experiențe, exista undeva un punct muzical în drumul ăsta între etapele zilei, între orele zilei, exista? Doamne, deci câtă muzică. Deci acolo am dansat cel mai mult din viața mea. Dumnezeule, mă, cum am? În primul rând, Osho a creat niște meditații active. Pentru că e foarte greu pentru un european să se așeze din toată agitația aia lui așa. Evident că începe toată nebunia din cap, pentru că mulți oameni zic, domne, mie nu mi se potrivește meditația că mă agită. Nu, meditația nu te agită. Meditația te așează și scoate la iveală, la suprafață, tot ce ai ținut tu reprimat și din cauza agitației n-ai putut să o simți. Am înțeles. Bun. Evident că e foarte greu să te așezi și să stai și să meditezi o oră. Imposibil pentru cineva care n-a mai făcut asta niciodată. Și ce se întâmplă? Noi suntem foarte mult în minte, în cap.
unde avem tot felul de gânduri. Și stau așa și, aoleu, cât mai trebuie să stau? Ah, și parcă mă mănâncă ceva și, ah, și mi-am adus aminte, trebuia să fac, trebuia să așa un telefon. Ah, și n-am dat, fai, deci cât mai trebuie să stau așa? Știi? Exact, în exact asta. Da, 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 exact da, asta da, se întâmplă da, da, și, ah, și cât mai, cât mai, ah, mai încă jumătate de oră firea la noi. Și mă doare așa, parcă m-am morțit un pic și mă doare și parcă mă scarpin da, da, așa, așa. Știi? Și o, e o chestie da, care durează o oră. Și atunci Osho a creat aceste meditații active în care, practic, intri în corp, pentru că nemai fiind cu atenția către gânduri, ești cu atenția în corp, care te face să te fii prezent. Și cum sunt? Sunt meditații care durează o oră, au mai multe stadii și cuprind, nu știu, alergare, cuprind dans, cuprind, cum se numește? Stretching. Shaking, tremurat. Așa. Că eu am fost la cursuri și am învățat să predau da, da, asta, dar le-am învățat în engleză și da, mai ușor să le spun în engleză. Shaking Stevens. Shaking Stevens, exact, yeah, da. Dans, în așa fel încât și toate pornesc de la o mișcare care devine din ce în ce mai înceată până când poți să te așezi. Și toate astea pe muzică? Toate astea pe muzică. Și este fantastic pentru că tu nu dansezi ca și când ai dansat la discotecă, ci tu îți dai voie să-ți asculți corpul și să-l lași să se miște cum simte el. Și atunci eliberezi și energia pe care o ai stocată în corp. De foarte multe ori simți nevoia să faci așa sau simți nevoia să faci așa pentru că este energie stocată în corp. Și pur și simplu dansezi o oră sau jumătate de oră. De exemplu, eu o meditație se numește Laughing Drums, în care cineva bate la tobe în continuu, este muzică tribală. Exact. Scuze. Așa. Deci am aici niște muzici, așa. Acum nu mai apucat să dansez. Tot să spunem că... Așa, da, mult mai... Așa. Exact așa. Bun. Și... Știi că ai văzut cum sunt dansurile tribale, deci trebuie să calci foarte tare. Asta te ajută să intri foarte mult în corp și vine o voce la un moment dat și spune stop. Stop, cine bagă vocea asta? Osho. De acolo? A. Da, 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 e o voce. E a ta interioară sau? Nu, e o voce. A, este o muzică, cu o muzică ce te ghidează. Ok. Bun, și spune stop. Și tu te oprești, pentru câteva secunde tot ești super, îți dai seama, agitat după corect, cât ai dansat. Încălzit acolo. Încălzit. Și efectiv stai și îți duci atenția către corp și vezi cum se mișcă energia în corpul tău. Este o senzație senzațională, ca să zic așa. După care faci treaba asta timp de jumătate de oră. Cu stopul de rigoare. Cu stopul de rigoare la câte 5 minute, 10 minute, muzica super pumped, super tare. Și dansezi foarte mult. După care 10 minute sau un sfert de oră, stai întins pe spate... Și pleci de acolo ca nou. Sau îți mai dau o altă meditație. O meditație care nu are neapărat muzică. Se numește Gibberish Meditation. În care noi în minte avem foarte multe gânduri, da? Și ne e foarte greu să le exprimăm de fiecare dată. Și suntem nervoși și suntem anxioși și suntem ciufuți și suntem în toate felurile. Și atunci începi și vorbești o limbă pe care nu o cunoști. Și începi și transmiți toate lucrurile respective. Fără să le exprimi într-o limbă pe care o știi. Și începi... Timp de... Nu știu, 10 minute, îți miști fața, îți relaxezi toți mușchii pe care tu i-ai avut încordați și scoți și toate gândurile și tot ce ai înăuntru care te stresează. Muzica face parte foarte mult din meditații, cum spuneam și de exemplu de la ora 11 la ora 1, în timpul zilei, este o oră de dans. E un spațiu foarte mare în mijlocul unei păduri, să zicem, în care vin oameni și pun muzică și lumea dansează. Dansezi în picioarele goale, nimeni nu interesat de nimeni. Adică poți să spui și, de exemplu, blind sau mască de ochi și dansezi în ritmul tău cum vrei tu, în așa fel încât nu contează nimic. Este o relaxare incredibilă. Eu când m-am gândit să te invit la acest podcast, la această întâmplare filmată, m-am gândit, băi, ce pot să cânt eu cu Andreea? Știu eu, Andreea, îmi va spune, fără doar și poate, că Horia, te rog, frumos, nu mă... Dar tot ea a zis, ok, cu tine cânt. Și atunci îmi dau seama că eu trebuie să aleg niște melodii care să reprezinte ori relaxare, ori frumusețe, ori iubire, lucruri benefice sufletului uman. De aceea, eu m-am gândit ca sunetul de ukulele să fie cel care se predomine. Începem. Somewhere
that you dream of once in a lullaby. Te ajut eu. Somewhere over the rainbow. Zeule, ce voce. Birds are flying. Bluebirds fly. The dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me. Where trouble melts like lemon drops, high above a chimney top, that's where you'll find me. Și toată lumea. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dare to. Oh why can't I? Perfect, și acum din nou strofele. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me. Where trouble melts like lemon drops, high above the chimney tops, there where you find me. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dare to, why oh why can't I? Aplauze pentru Andreea! Deci asta e! Niciodată n-am cântat piesa asta așa! Niciodată! Hai că o să-mi plac așa de mult încât o să vreau să vin să cânt în continuu. Poate vezi, mă apuc de cântat acum. Deci, dar știi că îmi dă o stare foarte bună! Asta, piesa asta, eu i-am zis, mă... Am zis cu Marius. Marius, care sunt piesele care ar putea să dea o stare bună? Deci e foarte asta. Tare! Gândește-te că mă urmează câteva. Sau când singura în mașină, dar îți dai seama. Nu aude nimeni în mașină. Băi, asta e, mă. Asta e o chestie senzațională. Da, da. Deci fii atent aici. Apropo de social media. Da. Dacă tu pui o melodie cântată de un profesionist în mașină. Am pus odată și a făcut super multe like-uri. Băi, tu ai nebunia deschiderii acesteia. Nu vezi că m-am înfiorat așa? Da, da, da. Asta e un lucru formidabil. E ca o meditație, pentru că faci ce-ți place și ești prezent. Ești super prezent, iar dincolo de asta, eu cred că acest muzica te face fericită. Care sunt piesele? Niciodată nu te-am întrebat deci asta. De fiecare dată când mă întreabă cu piesele, am o dificultate pentru că am o memorie foarte proastă la dragostea piese. Dragostea mea, sunt aici pentru tine, eu sunt biblioteca de care gândurile. Păi și de unde știi tu ce-mi place mie? Uite, dacă te duci acum în mașină. Da. Și dai drumul la radio sau la un CD sau la Spotify. La sau... Da, așa. Ce pui? Păi la radio, ce radio ascult? Sau nu, ce? Nu. Ce muzică asculți? Ce melodie asculți tu? Păi nu știu, am mai multe, stai să mă gândesc. Deja e un playlist, serios. La mai multe deja... Bine, hai să spun. Deci ca să mă simt bine dimineața când plec de acasă uneori, am o piesă de la Queen, Don't Stop Me Now. Mamă, și-mi dă o energie fantastică! O mai simt, Don't stop me now, having such a good time. Give me a time, don't stop me now. Give me a time. Exact. Și plec de acasă cu energie așa. Super Sonic, man. Don't stop me, don't stop me. Yeah. Asta nu știi. Asta n-am pregătit-o. Într-adevăr, eu m-am gândit de fiecare dată la acest aspect. N-am făcut nimic în sensul ăsta. La ce? La faptul că trebuie melodie pentru fiecare parte a zilei. Ba mai mult, pentru fiecare oră, dar nu vreau să detaliez în halul ăsta. Pentru fiecare parte a zilei, bag o melodie de dimineața și fără să vrei, ai vitamina acustică de care ai nevoie. Eu dimineața meditez,
Și după aia pun muzică. Dacă nu fac sport, oricum pun muzică și dansez. De câte ori faci sport pe zi? Pe zi? Pe săptămână. Încerc să fac în fiecare zi. Ce, mișcare. Ce înseamnă mișcare? Yoga? Yoga, sport normal, functional. Sport functional. Exerciții cu greutatea corpului. Cum? Exerciții cu greutatea corpului. Asta e bestială. Da. De fiecare dată căutăm super mașinării ca să ne prindem, ca... când de fapt, uite, dacă eu țin mâna așa și pun, opresc pe asta, dacă fac așa, cu greutatea corpului, îmi lucrez bicepsul, pe care nu l-am mai lucrat de foarte mult timp. Deci, dăm un exercițiu. Dăm acum niște sală? Da, dacă insisti, sigur că da. Câte flotări poți să faci? Nu, la flotări nu. Dar... Nu cred! Dar la flotări nu. Dar eu... Vezi că m-am antrenat acum. Eu ți-am găsit 12. 12, dar vezi că trebuie să am și alea bandajele. Nu sunt trei bandaje, astea speciale pentru... Păi iau bandaje. E ceasul, lași acolo? Dă ceasul jos. Păi să ai bandaje. Dar ce? Se lasă cu morți, răniți, dispăruți sau ce vrei să vă spun? Deci asta e ultima mea găselniță, e de la terapie. Așa ți s-a spus de la terapie? Da. Go and release your emotions. Doamne și domnilor, fără doar și poate. Astăzi! Și cu piciorul cum îți dau? Doi copii, nu stai să pună astea luna în mine așa! Oprește-te! Bestie ce ești! Păi auzi, fii atent aici, așa le prind? Nu știu, băi, că nu-s de partea aia. Bun, fii atent aici. Dai, nu stai, oprește-te. Dai două și picior, da? Hai, dă! Păi da, trebuie să-mi pui ceva! Păi da, dă cu piciorul așa! Păi da, nu pot să dau unul ăsta, că mă lovesc! Nu, dă aici! Așa, ok. Atenție! Cine m-a pus? Din pantaloni! Ia dă două și după aceea cu piciorul. Una! Două! Picior! Una! Două! Picior! Suntem unii stafi psihic și fizic! Băi, dar stă bine, mă! Ia dă, fă scurte, ia. Una, două. Deasupra. Deasupra. Fac și mă plec și dai pe deasupra. Păi cu piciorul pe deasupra. Lasă. Ia că dau un gol așa. Nu, dă pe deasupra că eu mă... Dă-i, una, două. Deasupra. Ha, una, două. Dar nu mai tare. Nu mai tare. Una, două și dă. Pentru moment oprim acest stop. Dumnezeule mare. Cred că am venit îmbrăcată în fustă. Dar, nu, mă gândeam, zic, fustă, pantalon. Nu, cred că alege varianta sport. Am vrut să-mi pun o rochie. Și în ultimul moment, așa zic, las. Ai busit, da? Auzi, dă-și mie niște gheață. O frapieră. Ar trebui să încerci, e genial. E, hai. Celor care doriți să luați legătura cu Andreea, vă atrag atenția că dacă nu sunteți serioși, o luați pe cocoașă. Dacă nu, băgați seriozitate, oh yes. Da, e ultima mea găselniță, kickboxing. Să dea subscribe, vă rog foarte frumos, tuturor, toți cei care iubiți kickboxing-ul și kick, orice kick. Un kickboxing. Boxul, tot ce înseamnă lovituri cu brațul, brațele și picioarele. Perfect, am rezolvat și pe asta. Eu vreau să te aduc puțin cu picioarele pe pământ aici și să spun un singur lucru foarte serios. Niciodată n-am făcut o meditație. Ok. Sigur, telespectatorii o să zâmbească, pentru cei care nu știți, nu este vorba de acea meditație la franceză sau engleză sau română sau matematică. Nu, este meditație pur și simplu, acum din auzite spun și eu, în care stai. Andreea a făcut niște glume foarte bune, de fapt niște realități, a spus niște realități că atunci când faci meditația trebuie să primesc un mesaj de la respectivul, trebuie să dau telefon la respectivul, trebuie să mai cumpăr niște flori, cât mai durează asta? Carnea de porc de la măcelar și așa mai departe, ok. Așa. Dar acum vrei să faci o meditație? Aș vrea să fac o meditație
cu mine. Okay. Meditația. O vreau să o facem ca să te aud și ca îmi vorbești în timpul meditației. Ok. O să pun căștile pe urechi, ceea ce te sfătuiești și pe tine să faci. Ca să intrăm într-o să zic așa. A dispărut și bricheta de aici. Da, cine? Ah, nu, n-a dispărut. Eu aș vrea să facem tot ce ne stă în putință ca această să fie așa cum scrie la carte. O să aprind o lumânare, o să aprind a doua lumânare, o să rog colegii mei să stingă toate luminile care sunt în fața noastră și să-mi creeze mediul în care eu pot să fac prima meditație din viața mea. Meditație ghidată. Bun. Îi spune meditație ghidată, da? Da, pentru că vocea mea te va ghida și vei ști ce să faci. Ai nevoie de mine să stau aici sau ai nevoie de mine să stau întins? Sau am nevoie să găsești o poziție confortabilă. Ok. Poziție confortabilă. Bun. Iau puțină. Ok, cine știe când o să mai am timp să beau o nucă de cocos. Foarte bună idee, ai avut cu nucă de cocos. Ok. Sunt gata. Am să te rog să-ți găsești o poziție confortabilă și dacă simți nevoia să ții spatele sprijinit. Mm-hmm. Asta. Și drept. Ok. Drept. E liniștit și drept. Și după ce ți-ai găsit poziția confortabilă, poți să închizi ochii. Ok. Dacă simți nevoia să faci mișcări în timpul meditației, poți să le faci, dar într-un mod cât mai conștient. De preferat ar fi să nu o faci. Nu mai fac, nu mai fac nicio mișcare. Și ar fi de preferat să nu mai vorbești. Îndreaptă-ți atenția către respirație. Inspiră pe nas și expiră pe gură. Inspiră pe nas numărând până la 3. Reține aerul și dă tot aerul afară din plămâni. Inspiră din nou pe nas. 2, 3. Reține aerul. Și din nou expiră pe gură cât mai prelung. Din nou inspiră pe nas. Până simți că se umflă abdomenul. Reține aerul. Și dă afară tot aerul pe gură. Aș vrea să-ți îndrepți atenția asupra picioarelor, asupra tălpilor care sunt pe podea. Și dacă simți nevoia să le miști ca să le localizezi mai bine, poți să o faci. Cu mișcări lente, încete. Mergi cu atenția către glezne, către gambe. Dacă le simți încordate, încearcă să le relaxezi. Mergi cu atenția către coapse, către abdomen, pe care dacă le simți încordat, respira adânc până simți că se umflă și se relaxează. Mergi cu atenția mai sus în capul pieptului, către umeri, în locul în care păstrăm foarte multă tensiune. Mergi cu atenția către maxilar și dacă simți nevoia, ca să relaxezi, poți să deschizi gura. Din nou întoarce-te cu atenția către respirație și respiră normal. Și dacă mintea fuge, e ok. Și ori de câte ori simți că fuge, adu-o către respirație. Aș vrea să-ți îndrepți atenția către senzațiile din corp. Dacă observi tensiune, relaxare, orice fel de senzație, iar acum vreau să-ți imaginezi un loc.
care îți place și în care te duci de fiecare dată când simți nevoia să te relaxezi. Poate să fie o pădure, poate să fie pe malul mării, poate să fie la tine acasă, oriunde te simți în siguranță și te simți liniștit. Inspiră din nou pe nas și expiră pe gură. Și în locul în care ești, aș vrea să observi ce este în jurul tău. Cum arată locul respectiv, dacă sunt sunete, ce culori sunt. Și aș vrea să-ți găsești un loc. În loc în care să te simți confortabil. E un loc în care nu te deranjează nimeni. Un loc doar al tău. În care poți să fii și să faci ceea ce vrei tu. E spațiul tău și doar al tău. Și când simți că te-ai relaxat, aș vrea să-ți îndrept atenția către inima ta. Să vezi ce simți. Să vezi dacă are să-ți spună ceva. Ce se întâmplă în inima ta? Poate să fie o senzație, poate să fie un cuvânt, sau poate să nu fie nimic. Indiferent ce este, e ok. Dă-ți voie să te bucuri de acest timp care este doar al tău. Mai ales că trăim pe fugă în fiecare zi, și nu avem deloc timp de noi și de inima noastră. Acum ai tot timpul din lume pentru tine. Să simți ce în interiorul tău, să-ți dai voie să simți. Orice emoție apare, primește-o. Dai voie să existe. În ritmul alert în care trăim în fiecare zi, nu avem timp de noi și nici de emoțiile noastre. Acum e momentul să-ți dai voie să simți ce are inima să-ți spună. Inima are nevoie să se facă ascultată. Inspiră pe nas și expiră pe gură. Și dacă simți nevoia să mai stai în acest loc, poți să stai, iar dacă nu, poți ști că este locul în care poți să te întorci oricând. Este locul tău. Din nou, inspiră pe nas și expiră pe gură. Acest spațiu e spațiul în care te poți întoarce ori de câte ori te simți copleșit, obosit,
sau ai nevoie de spațiu? E al tău și nu depinde de nimeni. Inspiră pe nas și expiră pe gură. Și cu următoarea respirație, dacă vrei, poți deschide ochii. Dacă nu, poți să mai stai în această stare. Ești Andreea Raicu? Îți mulțumesc foarte tare, dar trebuie să-ți spun ceva neauș de capul locului. Ești no. bună. Nu există așa ceva. Dar am intrat în starea asta rapid din două motive, din trei motive. Una, ai un timbru absolut fermecător, de parcă timbru vocii tale m-ar fi luat de mână și m-ar fi dus în locul meu. Pentru prima dată în viață mi-am cristalizat locul de refugiu pe care tocmai mi l-am ales, pentru că n-am avut niciodată timp să mă gândesc la lucrul ăsta. L-am conștientizat pur și simplu. În al doilea rând, dacă n-aș fi avut căștile, vocea ta nu s-ar fi, și aceste microfoane, vocea ta nu s-ar fi auzit. Cred că de asta am și grăbit. A fost un ca atunci când îmi iau o pastilă și deja sunt, ca și când beau gură de cafea și cofeină, aș face efectul. Exact așa a fost. Iar dincolo de asta, dacă muzica lui Marius n-ar fi fost în urechea mea, pe care tocmai ai compus-o din aur, deci toate datele astea, vorbesc serios acum, asta și pentru, deci acum, nu știu ce ori crede oamenii care ne-au urmărit, care au stat și au văzut un om cu ochii închiși și moțăind puțin, dar în momentul de față, eu le spun că asta trebuie să facă, trebuie să o caute pe Andreea. Alo, bună ziua, sunt George, bună George, vreau să fac și o meditație, sigur că da. Și atunci când vine la tine, poți să faci chestia asta într-un loc? Da, bineînțeles. Oricum, am niște programe de meditații ghidate, sunt câteva programe de meditații care se găsesc pe șoptul. Înregistrate de deja? Da, da, e un program de 28 de zile de meditații ghidate de 10 minute în fiecare zi, plus un program de recunoștință, un program de încredere, un program de eliberare a stresului și anxietății, sunt mai multe, de feminitate, sunt mai multe programe. Asta de recunoștință m-ar bucura să îi sunt recunoscător Andrei, fetei mele, că există și că, și că tot timpul e bună cu mine. Asta mi-ar trebui și mie. Păi ești deja recunoscător. Da. Cine te întreb acum. Dar spune-mi un cuvânt. Da. Primul cuvânt care îți vine în minte după ce ai deschis ochii, cum te-ai simțit? Cum te simți în momentul ăsta? Foarte liniștit, foarte, așa, foarte relaxat, uh-huh, și cu o siguranță aparte. Nu, serios, vorbesc serios. Vorbesc foarte serios și ți-aș spune și locul în care m-am gândit. Nu știu că se spune chestia asta. Cum vrei. Locul în care m-am alegerea gândit... alegerea, da, ce împărtăși? Da, alegerea mea. Locul la care m-am gândit este un loc în Brașov. Este o combinație de vechi cu nou. Uh-huh. Și locul unde am copilărit 13 ani, chiar mai bine de 13 ani, a fost în Piața Prundului, în Șcheii Brașovului. Acolo, în mijlocul pieței, se află o statuie cu un soldat român care ține o pușcă în mână. Iar acolo, pe vremuri, întorceau toate autobuzele. Între timp, acolo s-a oprit toată circulația și când stai acolo, și am făcut și un clip acolo care se intitulează Lumea Mea, când stai în piața Prundului acolo, pe o bancă, și auzi zumzăitul ăla și mai dă și o pală de soare pe obrazul tău, când mai sunt niște porumbei care zboară, pentru că acolo porumbei în permanență zboară, stau, iar zboară, și mai trece și un copil care
care gângure pe lângă tine, este o stare perfectă de relaxare. Și într-adevăr, locul ăla al tău este banca aia pe care m-am așezat și am simțit toate aceste lucruri. Îți mulțumesc foarte tare pentru lucrul ăsta. Personal, după o asemenea meditație și după picioarele pe care mi le-a administrat, nu pot să spun decât un singur lucru. Mi-e foarte foame. Iar, bineînțeles că am ales totul într-o manieră în care am crezut că îți place. Repet, noi nu ne-am auzit înainte de acest podcast. Practic, noi am trăit anumite experiențe, dar eu m-am gândit că îți plac aceste lucruri pe care ți le ofer astăzi. Nu știu dacă vei mânca, nu știu dacă nu vei mânca, nu știu dacă îți place chestia asta. Eu te-am auzit pe tine spunând despre mâncare de tip italian și am zis că mai strecor niște chestii de fructe de mare ca să fac și mai complexă această cină. Mănânc, dar nu mănânc gluten. S-a dus tot. Să strângem toate, nu mănâncă gluten. Dar poți să mănânc lucrurile de lângă. Da, lucrurile de lângă. Poți să le mănânci. Iartă-mă că te deranjez acum când mâncăm. Așa, dar dacă te întreb o chestie, deci tu prima piesă pe care o asculti de dimineață este Queen cu Don't Stop Me Now. Este o alegere perfectă. Ce ascult seara? Stai, până seara mai este un prânz, o activitate în oraș. Aia mă interesează pe mine. Ce piesă mai asculti între timp? S-a răcit. S-a răcit? Păi... Meditația îndelungată. S-a răcit, da? Ia. Bun. Dai serios, te-ai relaxat? Da. Adică crezi în treaba asta sau... Ai fi crezut tu vreodată cu 20 de... Nu. Băi. N-aș fi crezut vreodată că eu voi ajunge să fac așa ceva, crede-mă. Eu am râs de oamenii care făceau când îmi spunea cineva de meditație, energie, au... Scuză-mă. Ce? Cum? Ce plăcă de-și prostiile astea? Dar ce bine, acum psihologic vorbind, ce bine m-ai condus, știi că acum suntem la masa de după meditație, ce bine m-ai condus, întâi, băi, ok, domolește-ți corpul, simte corpul și la... Gata, bun. După ce mi-am trecut în revistă tot corpul, de mai lua pe la glezne, pe la coapse, dar în viața mea am trecut cu ideea pe la gleznă, pe la coapse. E adevărat că am de la tenis o durere la glezna stângă, de asta am trecut și peste ea. Am rezolvat-o și pe ea. Eu cred că trebuie să ne vedem mai des. Ne vedem. Dar efectiv, a fost... La început m-am gândit în glumă. Te spun sincer. Dar m-am luat în serios. Dar eu te-am luat în serios. Nu, eu m-am luat în serios. Nu, eu te-am luat în serios. Deci, glumă. Te-am văzut că erai așa, că vorbeai. Dar formidabil cum se... Cum ai toate palierele astea bine, dar știi exact... Nu. Dar m-am educat, adică am fost la școală pentru asta, scuză-mă. Eu facilitez meditații și ghidate și active. Eu am făcut destul de multă școală, doar că nu am vorbit despre asta. am fost la tot fel de școli în care am învățat despre mindfulness, m-am trăinuit în mindfulness, mi-am luat acreditare de coach, lucrez cu emoțiile oamenilor în așa fel încât să le descopere și să le scoată la iveală. Fac sesiuni de coaching și de consiliere. Oricât m-ar tenta să intru în lumea asta, tot la muzică îmi vine să stau. Mi se pare normal. Nu că aș greși sau ceva, nu. Zic că o fac cu mai mare pasiune. Bineînțeles. Și cred că asta și... Extraordinar, nu extraordinar. Nu acolo, îmi puse osă? Da, te rog. Că măcar tu mănânci pastele. Da, eu mănânc pastele, tu mănâncă toate fructele de mare. Deci trebuie să știi că dacă mergi cu mine la masă, nu scapi să nu-ți mănânc de farfurie. Tu nu și Smiley. Nu poți, aici. Nu se poate. Smiley, săptămâna trecută, ce a făcut? Am mâncat o sobuco. Mm-hmm. Și mâncam și l-am dat, îmi zice: auzi, ce nu-ți place zgârciu? Băi, ce? Păi zgârciul ăla. S-a uitat la mine afară, uite zgârciul ăla. Ce cu zgârciul ăla? Uite ăsta pe care îl iau acum și mănânc. Deci... Și m-am dat într-o zi la nutriționista mea, am făcut un tratament și m-am îngrășat și m-am dat și ea tot timp spunea: fă-și ceva la față, că nu-mi place așa, parcă ai față. Așa zic: nu vreau să-mi fac nimic, lasă-mă în pace. Și zice: fă ceva. Și mă duc într-o zi la un moment dat la ea și zice: Doamne, dar ce bine arăți, ce ai făcut? Zic: m-am îngreșat 7 kg, te rog frumos. Deci nu reușesc să slăbesc, fă ceva. Zice: nu vreau să slăbești, rămâi așa. Rămâi așa, corect. Da. Da.
Dar de ce e cu nebunia asta cu slăbitul? În special la femei, pentru că femeile... Nu te simți bine, adică... Nu dau nume. Poți să-i încă unul. M-am întâlnit cu un prieten, cu un fost iubit la un moment dat, în perioada aia, și îmi zice... Mamă, de ce bine arăți! Și zic, unde le-am acum, am îngreșat, nu știu, mult mai bine. Înțelegi? Adică percepția noastră față de noi este diferită decât a bărbaților și ceea ce își doresc cumva bărbații. Să știi că și percepția bărbaților și a femeilor deopotrivă în diverse stadii ale vârstei lor. Deci nu pot să cred că am făcut asta. Nici eu nu cred. Eu nu cred că am făcut meditație. Eu sunt încă bulversat. Eu acum, sincer, în cele ce urmează, să nu ia foc casa. Eu cred că o să mă duc cât de repede la Brașov. Cred că sigur că mă duc cu Andreea. Mergem la Brașov. Stăm. Știi că am vrut de fiecare dată un lucru, să transmit toată dragostea asta de Brașov copiilor mei. Și cine crezi că e dintre cei patru copii ai mei cel mai îndrăgostit de Brașov? Andreea. Ea n-a copilărit acolo. Nu, da, asta vreau. Nu și-a trăit adolescența acolo. Eu am trăit numai în București până la 30 de ani. Până la 30? Da! E foarte frumos la Brașov. Bine, pentru tine are o altă conotație. Locul în care am copilărit are întotdeauna o conotație. E mult mai frumos decât oricare alt loc. Andreea, mamă, locul în care am copilărit, în care am salutat prima fată, vine cu atât de multe amintiri. O chema Andreea. A, da? Nu. Eu rețin perfect toate numele. Deci nu, la chestia cu memoria nu mă bate nimeni. Nu mă bate nici măcar Ion Neculce, care e cronicar. Sau Miron Costin, sau Grigore Lezorei. Nu, nu nicio problemă. Vrei să spun puțin apă plată? Mulțumesc. Sau vrei nucă de cocos? Să iau farfurile? Mai vrei să guși de la tine? Nu mai vreau, mulțumesc. Mulțumesc foarte frumos. A fost foarte bun, tu ai gătit? Da, eu am gătit azi. Nu, eu am gătit azi de dimineață. Vrei să... Cocosul. Da, eu am gândit cocosul, mă, dar nu ți-e puțin așa ție? Vreau să te întreb un lucru. Ai ceva împotriva faptului că peste apă plată se pune apă minerală? Nu, dar de ce îi faci asta? E? Nu, de ce să faci asta? Pentru că vei gusta, dă-ncoace, vei gusta o chestie și după ce o să vezi la fel. Nu vreau, că nu-mi place apa minerală. Acum gustă. Ok. Sunt deschisă. Nu-mi place. Bine, dacă vrei... Încheiem aici podcastul nostru de astăzi. A fost o experiență plăcută, dar scurtă. Alături de Andreea. O vedeam mai cooperantă, din contră. S-a arătat refractară la tot ce-i propun. Stai, că de fapt, stai. Știi? De cele mai multe ori, prima oară... Mergem mai departe cu podcastul nostru, acum că ne-am reglementat gusturile. Și vreau să te întreb un lucru, băi... Ca de la om la om și de la televiziune la televiziune. Zim tu, nu ți-e dor de televiziune? Măi, ba da, mi-e asta. Nu știu ce am zis să pun la asta, sorry. Scuze-mă, stai cu... De ce? Yes. Yes. Apasă. Deci e dor de televiziune. Mi-e dor de televiziunea, cred că mi-e dor de televiziunea pe care o făceam în urmă cu mulți ani. Nu mi-e dor de televiziunea de acum. Mi-e dor să fiu într-un platou, într-o emisiune în direct. Okay. Cu toată echipa și cu toată lumea și cu emoțiile și cu ce poate aduce și cu ce poate duce și toată energia pe care o ai în momentul în care ești, se spune 3, 2, 1, ești. Ca să înțelegi, ca să vă spun și telespectatorilor, Măruța a făcut COVID în urmă cu un an de zile. Se întâmpla în urmă cu un an de zile. Iar eu primesc un telefon, Horia, vrei să stai în locul lui Măruța în platou? Am zis, sigur, că dar de ce nu? Ajut un prieten la nevoie. Dar vezi că vei prezenta cu Andreea Raicu. M-am dus în baie. M-am aranjat puțin și am zis, da, nu știu dacă pot veni, dar pentru ea fac tot posibilul. Noi ne-am întâlnit, am discutat, ăstea sunt 5 invitați și așa mai departe, ok. I-am zis, vrei să gândi ceva cu mine? Andreea, sigur, dar n-am voce. De fiecare dată a precizat lucrul ăsta, a început emisia și din clipa aia parcă eram... Siamezii televiziunii. Am apucat să vorbesc, Băi. M-ai lăsat, adică...
Nu înțeleg râsetele astea absolut deloc. Ai vorbit și chiar mi-a plăcut să vorbesc, pentru că între timp eu ai să râzi, eu las omul să vorbească. Incredibil, da. Deci incredibil. Felicitări pentru asta. Nu, a fost și că am sunat-o pe Adela. Așa. Adela Harnagea. Așa. Și am zis, uite, cu merg cu Horia Brenciu să prezint la Măruță. Aoleu, iar nu o să spui două cuvinte. Ești orea, Adela. Și după aia m-a sunat și a zis, băi, ce mișto a fost, chiar ai, a fost spațiu, te-a lăsat. Pentru că dacă cineva vorbește, eu nu mă bag, eu îmi dau așa doi pași în spate, las că om să... Ce ți-a adus televiziunea bun? A, mi-a adus foarte multe lucruri. În primul rând am crescut în televiziune și m-a făcut să cresc, m-a făcut să mă maturizez, să mă cunosc. Și știi, mi-a adus un lucru foarte prețios în momentul de astăzi. Mm. Faptul că m-a făcut cunoscută și din această poziție am o voce să pot să transmit mesajul către comunitatea mea despre ce poate să facă să se descopere. Interesant, îi spui comunitate, alții îi spun bulă. E foarte interesant. Și te-am văzut la un interviu pe pagina ta de YouTube în care ai zis din nou comunitatea ta. Este un lucru foarte consistent. Nu e prietenii mei sau urmăritorii mei, sau comunitatea mea. Ca și când ai avea o gașcă solidă. Am o gașcă solidă pentru că oamenii pe care îi am în această comunitate sunt niște oameni care sunt alături de mine de foarte mult timp și, bineînțeles, ea s-a mărit comunitatea, uh-huh, și au aceleași valori, își doresc să crească, își doresc să învețe lucruri, își doresc să se descopere și... văd asta și prin mesajele extrem de frumoase pe care le primez de la ei. Da, mesaje care efectiv îmi ating inima. Și de multe ori seara se mai întâmplă sau când am timp stau și pur și simplu le scriu sau le dau mesaje vocale pentru că mi se pare, și iar pentru ele este așa ceva, da, nu te aștept să-ți răspundă Raicu la mesaj când tu te gândești că nici măcar nu ți-l va citi. Mie mi-a răspuns. Așa, continuă. Și cumva simt o foarte mare apropiere de ele și întâlnesc foarte mult în coaching, în cursuri, în tot felul de lucruri pe care le facem. Am făcut de curând un program de feminitate pe care o să-l relansăm acum și am creat și un grup de WhatsApp. Și ceea ce... Aoleu, e... câți oameni? Femei? Da, femei. Doar femei? Păi, da, era un grup de feminitate, un curs de feminitate. Doar 100 de femei, da, pe grupul de WhatsApp? Da, da, da. Doamnelor și domnilor, iar acum... Andreea ne va spune, într-o dimineață de 8 martie, toate femeile spun 100 de mesaje în același moment. La mulți ani, fetelor! La mulți ani, fetelor! La mulți ani, fetelor! La mulți ani, fetelor! Mulțumesc! Vi și tu, și tu, și tu, și tu, și tu! Da, 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 da! Eu nu! Ah, oh, de ce? Și ce este incredibil este, ok, la cursuri se învață foarte, okay, multe lucruri, dar energia pe care ți-o iei din grupul respectiv în care întâlnești femei care își doresc același lucru, care sunt un suport pentru tine în călătoria asta, care sunt acolo să fie lângă tine și să vorbești despre același lucru pe care poate nu ai cum să le vorbești cu alți oameni, este absolut fantastic. Bun. Acum o să fac o paralelă între grupul pe care l-ai tu și televiziunea. Da. Mă spui, 100 de oameni care, 100 de femei care sunt deschise și pline de încredere vis-a-vis de grup și de tine. Mi se pare formidabil. Dar dacă am mutat toată această încredere în televiziune, spune-mi un om în care ai avea încredere să-l suni în fiecare zi, în fiecare clipa, dacă e o problemă, seara, târziu, dimineața de vreme, noaptea târziu sau oricând vrei tu. Ai un om din televiziune pe care îl știm cu toții, la care poți apela, pe care îl poți suna? Da, de la Harnagea. Tu cu Adela ai avut o relație formidabilă și am resimțit-o încă din 2001. Pentru că Adela, lucrând cu mine prima dată cu din 90. Hai să spunem că Adela e un producător de pe vremurile, a început televiziunea de divertisment în urmă cu foarte mulți ani și în ultima vreme a făcut Vocea României, România au talent și toate show-urile mari care sunt acum. Dar înainte de asta a fost cea care a făcut și Big Brother. Big Brother, bineînțeles. Eu acolo am cunoscut, de fapt nu, înainte am cunoscut, dar am făcut Big Brother. Dar un lucru pe care trebuie să-l adăugăm este faptul că Adela Harnagea, pe care o puteți vedea intrând pe YouTube, scriind Robingo.
Doamne, da. Dumnezeule, când a fost asta? În 93. Acum foarte mulți ani, când tu dădeai cu spray-uri paralizante prin clasă. Nu, îmi pare foarte rău atunci. Ah, da, da. Ba da. Da, ba, da. Tu erai cu spray-ul paralizante, iar eu eram cu calmante. Eu nici nu știam cuvântul meditație pe vremea respectivă. Da, pe emoții. Și atunci Adela... Țin minte că între mine și Adela a avut o relație foarte, foarte strânsă, ea devenind ulterior și producător al emisiunii Robingo. Ca atare, atunci când în 2000 când a zis hai până la noi, am venit fără probleme. Iar ulterior, faza de care ție ți-e frică și mie mi-e frică, pentru că sincer să fiu, după faza care s-a petrecut între noi doi în anul 2002 sau 2003, în care eu am venit la emisiunea pe care o prezentai Ce spun fetele, Ce vor fetele, da. Și eu pentru că atunci eram un... Vorbeai mult. Vorbeam și mult. Te agitai mult. Super mult. Eram unul care dacă vreodată se aprindea camera, eu trebuia să fiu titirez în plină mișcare. Așa era, mai așa, nu se putea opri. Da. Putea să stea pe scaun. Eram super titirezul. Unul era Superman, Spider-Man și eu super titirezul. Iar în dorința mea de a face ceva în platou, mă uit către Andreea care avea un mini. Un super mini. Un super mini. Și un super mini un pic lărguț, deci nu era cumva să se lipească de mine. Și am decolteu super mini, reacția mea chimică pe această femeie trebuie să o îmbrațe. Și am luat-o în brațe. Dar când am luat-o în brațe... Miniul, cum iei trupul unei femei în brațe, miniul se retrage și el, speriindu-se de forța individului. Și bineînțeles că acele camere nu pot fi orbite. Ca atare, ele au văzut toată învârtirea noastră. Asta vreau să spun, că tu m-ai luat și ai început să te plimbi cu mine în platou. Eu, practic, eram, adică, pe lângă faptul că eram siderată, eram... Eu ce fac? Pentru că m-ai frâns așa și ai început să pleci cu mine prin platou. Iar și camerele... că fundul meu era la vedere. N-au făcut nimic altceva decât să preia imaginile acelea frumoase. Care au... nu știu dacă sunt și astăzi pe internet. Probabil că sunt. Ei, copii! Deci sunetul dau mai tare. Și să uităm la asta? Nu, te uiți tu la asta. Doamne, Dumnezeu, nici poți să mă uit. Te rog frumos să apeși play. The last time, no! Și acum răspunsul meu? Yes! Oh my god! Dăm un play. Băieții, păi ce numai chipul să admire? Noi n-avem voie pentru aceste minunate momente. Îți iertăm toate tâmpenile pe care le-ai făcut la televizor. Bravo, bravo, bravo! Și mulțumim din inimă producătorilor care n-au tăiat la montaj scena într-un deliciul bărbaților din România. Deci, ce vor băieții? Nu cred asta, nu cred așa ceva. Deci nu. Asta e în continuare pe YouTube. De fiecare dată mai vizualizare. Noi aveam un avantaj și un dezavantaj. Pe vremea respectivă, s-a cu 20 de ani. Da, cu 20 de ani. Pe vremea respectivă YouTube-ul nu exista, dar dacă exista pe vremea respectivă... Doamne, cred că făcea nici jos, mă gândesc. TikTok-uri, exact. Instagram-uri, Facebook-uri și mai departe. Iar noi n-am avut un singur lucru. Și chiar uite... Pare că-ți pare rău. Mulțumesc, Cătălin, preiau legătura, mulțumesc. Așa? Vreau să te întreb... Crezi că ar fi fost un avantaj pentru noi să existe în anii 2000 paparații 100%? Nu știu ce ai trăit tu, dar eu pot să spun că am trăit niște experiențe absolut îngrozitoare. De paparații? Da, îngrozitoare. Vorbesc serios? Și acum când am scris cartea Secrete aflate pe pielea mea, așa, pe care ți-am și adus-o. Pentru aia facem o meditație separată, imediat. Mi-am adus aminte de toată presiunea pe care am pus-o pe mine cu toți paparații ăștia, că trebuia să arăt impecabil și erau peste tot la fiecare colț. La un moment dat mi-aduc aminte că era toată asta, dom'le, dar cu cine-i combinată rai cu asta, dom'le? Nu se poate să fie singură. Și știu că mi-a spus cineva din redacția de la una dintre revistele astea de paparații că stă cineva după mine. Și m-a urmărit o lună și jumătate. Nu cred. Ba da, pleca de dimineață. Eu aveam un program așa, făceam Big Brother și plecam dimineața la 8, mă duceam la sală. După care, nu știu ce Dumnezeu mai făceam,
mă duceam, îmi făceam tot fel de treburi, după care aveam lunch, după care mă duceam la redacție și seara de la 9-10 aveam emisiunea și mă întorceam acasă în jur de ora 1. Și pentru că eu aflasem că mă urmăresc, m-am gândit să le fac viața amară. Și ce le-ai făcut? Și ajungeam, terminam emisiunea la ora 1 noaptea și mai aveam tot fel de prietene care stăteau la povești, știi? Cu Ileana, cu... Și stăteam la povești și ajungeam acasă pe la vreo două și ceva, trei, și dimineața mă duceam la sală, la 8. Ce erau pur și simplu nervoși pentru că stăteau după fundul meu non-stop. Fără să primească niciun fel de informație, că nu era, știi? Și nici nu dormeau. Da. Că știi că înainte stăteau în mașini și făceau nevoile mașini, adică nu plecau, că trebuiau să mâncau, beau tot așa, pentru că aveau de păzit un obiectiv important. Băi, să știi că mi-aduc aminte de tine. Într-adevăr, Andreea, bacă erai trezită, bacă era dormită, bacă nu știu ce, și din când în când ei trebuia să dea. N-au găsit niciun om lângă tine, așa cum spui, dar ele trebuia să puncteze cumva prezența și fotografia cu tine. Și mi-aduc aminte că mi-a spus cineva din redacție și îmi spunea că am întrebat-o, păi, dar de ce faceți asta, mă? De ce faceți mizeriile astea? Că spui, erau tot fel de știri oribile, care n-aveau nicio legătură. Zice, păi, când ne cheamă șeful, noi, dacă n-avem nicio știre, din birou până în sala de ședință, inventăm trei știri. Și mi s-a părut așa... Bune? Acum nu mai e așa, adică nu mai e o miză pentru că există social media, dar înainte eram hăituiți cu toții în ultimul hal și mi-aduc aminte că mai aveau o strategie, dacă vedeau mașina în altă parte decât acasă la tine, îți desfăceau cauciucurile. Nu cred. Ba da, îți desfăceau cauciucurile dacă dormeai la cineva, la un băiat, un bărbat. Pentru că dimineața așa? El să vină și să tu pleci frumos și el vezi că e mașina cu probleme și tu îl suni... Darling, vino și ajută-mă, că uite ce s-a întâmplat. Poți să mă ajuți, te rog? Omul vine, țac, pac, poza, hai, la revedere. Așa făceam. Măi, eu cred că am fost un răsfățat, un... Nu, deci pe mine m-au absolut terminat. Nu vreau să fiu un pirata. M-au fotografiat dezbrăcată în casă, m-au fotografiat în toate felurile. Scuze-mă, cum s-a întâmplat asta cu casa? Păi la geam? Am plecat odată la munte și aveam o relație cu o persoană foarte cunoscută, dar nu vreau să vorbim despre ea. Corect. Și mi-aduc aminte că stăteam și ne-am dus în casa unui prieten, era o vilă nouă, care n-avea perdele. Și era undeva în Bușteni, era undeva de nu... În pădure, până da, în pădure. Da, adică nu era nicio casă lângă. Și eu zic, ajung acolo, prima, el urma să vină după aceea și zic, eu nu stau aici, dacă nu acoperim ferestrele, mă duc la hotel. Haide, mă, dar cine crezi că te caut aici, că doar nu ești Angelina Jolie, acum pe bune, serios, extraordinar. Păi nu stau. Și mă rog, mă conving să stau, dar pun niște pături în geam. Ajung în cameră, vine și iubitul meu de la vremea respectivă, punem în geam toate, cum se numește, perdele, doar că a rămas un geam care nu se deschidea, iar altul care era destul de lung și nu aveam pătură destul de lungă să acoperim. Eu fiind îmbrăcată sumar în momentul în care am făcut lucrurile astea, pentru că ne băgam în pat. Și seara stăteam, la un moment dat, în timpul nopții, stăteam și... ne uitam în brațe și ne uitam pe fereastră. Corect. Și eu zic, și văd o mașină și zic, să știi că sunt paparații. Ei, paparații! Tu ai văzut mașina? Da. Cum ți-ai dat seama că era mașina? Nu știu, pur și simplu, am un al 19-lea simț, al 9-lea simț, habar n-am. Al 7-lea simț și zic, sunt paparații. Ei, paparații! Ce paparații? Crede-mă pe cuvântul meu de onoare că sunt paparații. Iar respectiv te-a grăbit, amă, ești obsedată de paparații. Da, ești obsedată, crezi că toată lumea numai pe tine te caută, ești de asta, știi cum te ascunzi că nu te caută nimeni. Doamne, ok, bun, bine, mă culc așa. A doua seară, din nou mașina. Hai mă, ori fi o fată și un băiat stau acolo. Bă, nu, deci sunt paparații. A doua seară în același loc? În același loc. Nu, că poate a dus unul o fată. Băieții cu care eram în vilă urcă în mașină și se duc la mașina respectivă să le facă niște poze. Bineînțeles că pleacă, nu era niciun fată, niciun bărbat. Ulterior, aflu din niște surse că nu numai că aveau poze cu mine făcând toate lucrurile astea, aveau și alte poze. Și... au zis să avem poze pentru că am pus cara și am filmat. Și ne-am dus, am văzut cum se numește locul și într-adevăr mutaseră scara și intraseră pe balcon. Nu cred așa. Ba da, a fost absolut un coșmar, absolut un coșmar. Și bineînțeles că am apărut pe prima pagină în toate ziarele, în chiloți, în așa. Se întâmpla în ceana asta, în 2000? 2003, cred. Hai.
Și alte poze am scăpat, nu au fost, dar a fost foarte traumatizant, extrem de traumatizant. Draga mea, Andreea... Da, după aceea când mi-am făcut casa, mi-am pus ziduri de 3 metri. Nu, dar vreau să-ți spun un singur lucru. Dacă vei veni acum la mine acasă, nu te vede nimeni. Eu stau la 7 metri sub pământ. Îți trebuie lift ca să ajungi acolo. Am un bunker specializat pentru lucruri de genul ăsta. Horia, nu ne mai caută nimeni acum, stai liniștit. Noi avem o melodie pe care acum vă vom cânta. Bineînțeles, în duet, noi o să facem și un album, Andreea și Horia. Albumul se va numi No Relax. Asta ca să știe toată lumea. Această melodie o vom cânta pentru cei care au probleme. Da, noi suntem psihologii voștri preferați. N-am cântat în viața mea piesa asta. Nu? Am murmurat-o. N-are sens să spun că nici eu, nu? Dar noi ne-am pus, nu știu dacă ne-am pus în mașină vreodată piesa asta, dar fiți atenți cum sună. Here's a little song I wrote. You're mild but to sing it note for note, but don't worry, be happy. Andrea. In every life we have some trouble. Da, da, da. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy. Și acum. Be happy now. Îți amintesc care voce? Și încă o dată că îmi place refrenul ăsta. Be happy. Bun, acum tu să văd ce zici tu la strofa a doua. 1, 2, 3. And got no place to lay your head. Aha. Somebody came and took your bed. Don't worry. Don't worry now, don't worry. Be happy. Be happy. Asta-i perdele la geam. The landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry. Be happy. Și everybody, 1, 2, 3, 4. Tu, 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 tu. Don't worry, don't worry now. Du, 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 du. Be happy. A tu, du, 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 du. Și fii atent strofa aici. And got no cash, and got no style. Este. And got no goal to make you smile. Don't worry. Be happy. Oh, be happy. Și vin acum rândul meu. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Be happy. Be happy and die. Don't worry. Da 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 da. Be happy. Da 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 da. Păi dacă nu mergem noi pe scenă de la Cântări României să cântăm. Da 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 da. Don't worry. Da 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 da. Be happy. Da 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 da. Bravo! Vreau să spun că piesa asta. Piesa asta a mers de foarte bine. Foarte bine. În curând. Să-l liberești pentru concerte, nu? Da. Ai vreun serial preferat? Nu, nu mă uit la seriale. Încerc să nu mă uit la seriale pentru că dacă încep să mă uit la serial, nu mai pot să mă opresc. La ce? Ai experiența asta, văd că. La ce da, serial? Zim serialul ăla puțin pe care l-ai văzut tu și nu ai putut să te oprești. Și știi foarte bine atracția pe care o are acel serial. Cum se numește? Vezi, am uitat. E serialul acela cu... Pac, pac? Fallen. Care și Fallen? Cu tipa din... Fifty Shades of Grey și el e criminal. Deci să-ți plac filmele dure. Nu te-aș fi văzut. Bine, m-am uitat și la Emily in Paris, na.
Așa, și m-am uitat și la What Now sau cum se numește, Total Disappointment. Asta e Sex and the City. Ce sport n-ai face niciodată? Ce sport n-aș face niciodată? Da. Nu știu, cred că mi-e frică să mă arunc cu skydiving. E un sport? Cred că noi suntem făcuți unul pentru altul. Am primit la 40 de ani. Cadou ăsta. Cadou ăsta. Și? În 44, nu am fost. Au trecut 4 ani. Am niște prieteni exact acum înainte să vin, am văzut că erau în Dubai și făcuseră skydiving și zic, și cum a fost? Senzațional. Da, nu, asta cred că n-aș face. Și nici bungee jumping. Am văzut că ești pasionată de liste. Liste? Da. Da, adică... Da. Ce liste? Liste, multe liste. Tu ai multe liste de făcut. Dacă to-do list și așa mai departe. Dacă să mă organizez. Corect. Aș vrea să facem o listă. Așa. Să zicem că eu sunt Andrei Raicu. Așa. Și eu mă duc acum la piață. Așa, ce să cumperi? Da, spune-mi ce să cumpăr de la piață, notez. Avocado. Lămâi. Mere. Somon. Cum? Somon sălbatic. Toate astea bio, da? Somon sălbatic, ți-am zis, iubire, că îi place somonul sălbatic. Ți-am zis. Tu ai insistat cu pastele, ți-am zis. Am încercat să-l pescuiesc, dar nu l-am. Te rog, da, ce scuze, de la piață. Somon sălbatic, da. SS. Salată. Salată. Mazăre. Mazăre, da? Asta pentru când? Pentru ce ai nevoie de lista asta? Pentru, nu știu, tu o să-mi spui ceva cu ea. Că nu, nu te las așa. Nu mă las așa, ok. Nu mi-ai spus pe asta într-o rodină așa că ți-a venit ție, nu? Da. Oricum e la mazăre, pun un semn de întrebare. Îmi spui ce faci cu mazărea, nu te joci cu mine. Da. Nu mă pui în piață să mă duc și după aceea să-mi zici, dați-mi și mazăre, la ce folosiți? Mă bag în urechi, nu? Deci mazăre? Așa. Ce să-ți mai luăm? Pâine fără gluten? Pâine... Fără gluten. Mere. Mere, am zis. Da. O mică paranteză. De ce fără gluten? Pentru că am intoleranță la gluten. Glutenul ăsta ce e? De unde vine? Din pâine? Da, din grâu. Este acea parte din compoziție care face ca, cum se numește, pasta să fie, pâinea coca. Să fie coca, da. Să fie, că nu se sfărâme. Mie... Eu sunt tolerant la tot. După cum vezi, cu ochiul liber, eu sunt tolerant la tot. Glutenul nu folosește? Nu știu. N-am de să știu lucrul ăsta. În general, uite, îți recomand o carte care spune alimente care ucid creierul. Alimente? Care ucid creierul. Și o să afli acolo cât de bun îți este glutenul la creier. Mai avem și acasă ceva? Nu. Am fost în vacanță, am aruncat tot din frigider și acum trebuie să-mi fac o provizie pentru o săptămână. Roșii. Usturoi? Usturoi. Ok. Ulei de măsline, astea avem. Ulei de măsline... Da, sunt în cămară. Ok, sunt în cămară. Și pentru dimineață să luăm ceva, nu? Extraordinar. Fii atent aici. Eu mor de foame la Andreea Raicu în casă. Zi, de dimineață. Spune să somonul nu-i bun? Băi, n-ai zis un nou. Ouăle sau un ou, n-ai zis un nou. N-ai zis o pastramă de berbecuț, două naibii, Andreea! Andrei Raicu, pune niște brânză de capră, hai. Hai, pune și niște ouă. Capră. O să supraviețuiesc. Care e legătura între mazăre, salată, somon, mere, lămâie, avocado? Să faci ceva cu ele? Să faci mai multe feluri de mâncare? Cum se numește? Somonul îl pui la cuptor împreună cu un dressing de ulei de măsline, lămâie, cu usturoi și roșii și îl pui la cuptor. Ok. După care faci un piure de mazăre pe care îl pui lângă... Piure de mazăre, nu m-aș fi gândit la asta. Așa. Bravo. După care faci salata verde și o să mănânci seara. E bun? Ok. Salata verde seara. Simplu, așa. Cu nimic. Păi mănânci cu somon. Ok. Da. Și după aia dimineața, dacă simți nevoia să mănânci dimineața, avem mănânci... aici ouăle, ouă, brânză roșii. O scoatem la... Da, ești bine, da? Și pâinea, dacă vrei, fără gluten. Da. Ok. Deci suntem bine la două mese?
Okay. Și fructe de pădure, scuză-mă, întotdeauna mănânc fructe de pădure dimineața. Fructe de pădure. Sunt foarte bune antioxidanți. Antioxidanți. Observ că tu ai cunoștințe atât de psihologie, cât și de nutriție. Ești o persoană complexă pentru că ai vrut tu sau a fost nevoit să treci la... Acum 20 de ani nu-mi spune același lucru despre nutriție. Sunt o persoană curioasă, okay, care încearcă să vadă ce îi face bine și testează. Și ce îmi face bine am păstrat, ce nu-mi face bine am dat la o parte. Ești vegetariană? Nu mai sunt vegetariană, am fost vegetariană foarte mult timp. Dar am simțit nevoia în ultimii ani să mănânc și carne. Deci există un singur elefant în cameră. Doi vegetarieni în cameră. Adică eu dacă zic, Andreea, uite, vreau să fac un grătar. Da. În weekendul ăsta, tu o să zici sigur că da, vin cu plăcere. E posibil, da. Îți pregătesc. Dar nu vin pentru grătar, vin pentru tine, pentru voi. E adevărat și eu îți pregătesc. Dacă simt nevoia să mănânc carne, o să mănânc carne, dacă nu sunt convinsă că e și altceva cu care aș putea să mă hrănesc. Eu spun da la tot, adică îmi place da la tot. Spun da, în general am învățat să spun da pentru că... Da, am nevoie să experimentez. N-am de unde să știu ce-mi face bine, ce-mi place, dacă nu experimentez. Deci experiment este cuvântul cred de că, ordine al da, vieții. Cred că asta ne ține în viață, curiozitatea, să încercăm tot felul de lucruri noi. Mă bucur că avem această emisiune. Este și cum simți de aici. Simți să mănânc asta, nu simți să mănânc asta. De exemplu, mie îmi place foarte tare, nu știu, să spunem că îmi place să mănânc sushi, da? Dar am un moment în care nu simt să mănânc sushi și atunci nu mănânc. Exact ca muzică. Îmi place foarte mult AC/DC, dar astăzi am chef de Beatles. Exact. Când ai cântat ultima dată Beatles? Doamne, Dumnezeule, că cânceată. Doamne și domnilor, începe melodia. A, nu putem să luăm de la doar de la refren? Tot ceea ce ai nevoie este dragoste. Melodia preferată a Andrei. Love, love, love. Ce frumos! Love, love, love. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Andreea, sunt cu tine. Nothing you can make that can be made. Foarte bine. No one you can save that can be saved. Bravo. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. Easy! Refrain! All you need is love. Everybody! All you need is love. Paparam! All you need is love. Love. Love is all you need. Dacă faci și terță. Încă o dată. All you need is love. Everybody! All you need is love, baby. All you need is love. Love. Love is all you need. Perfect, eu. There's nothing you can know that is known. Nothing you can see that isn't shown. There's no one can be that isn't there meant to be. It's easy. E foarte simplu. Refrain. All you need. All you need is love, ta-ra-pa-bam. All you need is love, love. Love is all you need. All you need is love. All together now. All you need is love. Everybody. All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all. Toată lumea. Love is all you need. 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 Final. All you need is love. Bravo, Andreea, bravo, copii. Senzaționale voci. Senzaționale voci. Mâine.
mâine mergem, mâine facem o competiție internațională și o să cântăm piesa asta. Mergem la Eurovision cu piesa asta. Mâine. Mâine. Perfect. Mâine. Mișcarea mea preferată din de la Eurovision, din yoga. Care e Savasana? Nu, mâine. Nu, mâine, mă las sau cu mâine. Savasana. Nu. Cum? E salutul soarelui. Ai, nu spune că poți să faci. N-avem camere destule ca să... Nu, dar aici prindă... e ok. Nu, 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 dar am arăt destul. Dar stai puțin că mi-arăți mie, nu trebuie să le arăți altora. Nu, nu e soare, exact, bravo. Nu mă, salutul soarelui se bazează că tu ești soarele. Soarele meu. Ta-ra-ta. Dar să știi că eu m-aș bucura să te văd făcând salutul soarelui. Uite, o să-ți arăt un singur punct care îmi place mie din salutul soarelui. Arată-mi. Special pentru tine. Care în picioare. Așa. Cum azi mă salutul soarelui în picioare? Păi da, așa încep. Iartă-mă, trebuie o mușă de box. Nu trebuie o mușă de box. Așa începi, nu? Deci așa. Păi da, bă, dar nu. Asta nu-i preferata mea, asta așa, nu. Singura chestie care îmi place este când stai cu burta lipită de podea și faci... Cobra. Cobra. Așa îi spune, da. Îi spune cobra, mă! Da, deci, mă, așa. Facing dog și ridică-te. Așa, și faci așa? Așa, așa. Și acum ridică-te. Cum, așa? Da. Așa, așa. Bravo, da. Bravo! Super, nu, dar puteți să stai acolo un pic, dar oricum, bravo! Iartă-mă, dar am învățat asta de la Sandra Izbașa. Mulțumesc! Deci eu vreau să spun că la partea asta oricând... Mâine. Te chem la ora de yoga. Nu, nu, nu. Fac un retreat de yoga, te chem. Scuză-mă, stop. Există retreat de yoga? Da, unde faci de câteva ori pe zi yoga, 2-3 ori. Tu știi că am făcut yoga cu 30 de ani? Muzică de ambianță de breaking news. Ia, ai muzică de... Asta e breaking news? Tu oare de ce m-ai sărutat pe gură? Asta e breaking news la tine. Nu. Breaking news. Fiind. Ta-na-ram. Nu așa. Asta e breaking news. Iartă-mă, dar anul ăsta e foarte important pentru tine. De ce? Pentru că împlinesc 10 ani. 10 ani de când ai spus stop. Da, drăguț. Da, iar aș deschide o vișinată, da. Mă rog. Mică de vreme totuși. Da, e niciodată nu prea de vreme. Spune-mi dacă te-a afectat pandemia. Cred că pe noi toți ne-a afectat pandemia. Pe unii într-o măsură mai mare, pe alții într-o măsură mai mică. Bineînțeles că m-a afectat din punct de vedere emoțional, din punct de vedere business, din multe puncte de vedere, dar pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu și mie. Așa. Că am avut toate aceste metode, exact, care să mă învețe să fiu pe pământ și să nu iau razna, pentru că am știut cum să atunci când mă simțeam compleșită, pentru că atunci când a venit pandemia, m-am speriat foarte tare, pentru că... Era ceva mai, necunoscut? Mai puțin pentru mine, cât pentru faptul că eu am o echipă de oameni cu care nu știam ce să fac. Uh-huh. Responsabilitatea era mai mare față de echipa mea decât față de mine. După care m-am calmat prin meditație, prin toate metodele pe care le-am învățat. Și ei? Și ei, pentru că și ei au tras, am fost o echipă foarte unită și am reușit să ieșim din lucrul ăsta toți împreună și să ieșim foarte bine. Și cumva, un lucru bun pe care ne-a forțat pandemia să-l facem a fost să mergem mai mult în zona de online și în perioada pandemiei am făcut foarte multe cursuri de meditații ghidate, făceam meditații cu oamenii seara, în așa fel încât să se poată liniști și să meargă la culcare cumva mai puțin anxioși. Am făcut multe cursuri. Ne-a forțat să ne ducem într-o zonă pe care tot o amânam, dar a fost partea bună, asta a fost. Ne-a forțat să riscăm. Pentru unii a fost, exact, un risc și a fost un teritoriu necunoscut în care s-au băgat riscând, da, și au câștigat de fapt, pentru că meditația, dacă este să-ți spun ce am simțit eu, este că te calmează și te liniștește și poți să privești lucrurile cu mai multă luciditate. Ca un observator, nu ca și când ești acolo, exact, și ești în panică. Exact. Poți să vezi de departe. De asta se spune când intri într-o criză de nervi și te ceri cu cineva, respiră înainte să răspunzi. Dă-te 3 pași în spate ca să vezi situația altfel. Care e proveniența numelui Raicu? Știi ceva despre el? Nu. Din străbuni? Nu știi nimic despre el? Adică e pur și simplu românesc. Nu știu dacă e ceva... Știu că Andreea are origini grecești și este foarte, are mult cu zona asta de masculin. E ceva Andreea... Tu spune tot despre Andreea, ca să nu mă urec, să știi.
Eu, dacă aș face emisiune de televiziune, nu ți-am spus asta niciodată. Dar cred că tu ai făcut multe, ai jonglat de foarte multe ori cu numele tău. Eu, dacă aș face emisiune de televiziune, n-aș spune hai cu mine. Nu, aș spune în rai cu mine. Sau în rai cu Andreea Raicu. Sau aș face o chestie de genul ăsta. În rai cu tine. Da, eu aș face un joc de cuvinte de genul ăsta. Iar eu cred că acum emisiunile, pentru că inevitabil, m-am uitat și pe podcasturi despre arhitectura minții și despre locurile astea, acum, de 2 ani de zile, se vorbește că nu s-a vorbit 30 de ani de zile. Sunt absolut convins de lucrul ăsta. Deci despre ce? Despre arhitectura minții? Despre minte, despre relaxare, despre acest univers al minții, știi? Așa. Da. Adică mi-aduc aminte când am avut primul de TEDx și am vorbit despre depresie. Eu am apărut pe scenă și am început să le povestesc că ceva ță frumoasă aveam și de fapt era o minciună, că de fapt era mega depresivă. Asta era undeva în 2013, 14, 15? Da. Nu, da, da. Și acum o grămadă de timp și a fost așa, am spart cumva niște taburi, nu vorbea nimeni despre depresie. Cum să vorbim despre depresie? Ce e asta depresie? Și cumva am ajutat foarte mulți oameni prin exemplu meu, care și-au dat seama că nu e nimic în regulă cu ei și o afecțiune, o tulburare ca oricare altă de care trebuie să ai grijă și nu este o rușine să te simți așa. Trecem cu toții și sunt convinsă că pandemia asta ne-a afectat pe foarte mulți dintre noi. Și probabil că unele lucruri se rezolvă, dar altele, consecințe acestor 2 ani de zile, sper că să se termine, că nu mai suport, le vom vedea peste câtva timp. Exact, exact. Adică pot să spun că în ultima vreme cele mai bine vândute programe sunt programele de meditații, agenda, noi scoatem o agenda o dată pe an care te ajută să trăiești conștient, iar tema de anul acesta este sănătatea mentală și te face să fii atent la felul în care trăiești, cât de stresat ești, cum dormi, cât de anxios, dacă ai relații în care simți că te conectezi și nu mai vorbim de lucrurile astea, mănânci sau dormi sau știi, calitatea vieții tale, cum se reflectă prin acțiunile tale și am scos de curând un jurnal care se numește Jurnalul Emoțiilor. Este făcut cu doi psihologi, Zorana Capusta și Mirela Pop, și vorbim foarte mult despre emoții, pentru că oamenii nu știu ce înseamnă emoțiile. Și atâta vreme cât tu nu știi ce înseamnă emoții, n-ai un vocabular. Noi știm 5 emoții, 10 emoții, dar sunt foarte multe emoții și atâta vreme cât tu nu le cunoști, nu poți să le înțelegi și nu poți să înțelegi nici pe oamenii din jur în momentul în care îți vorbesc despre emoțiile lor. Câte emoții am? Am multe emoții? Sunt multe emoții. Uite, Brené Brown a scos acum o carte, se numește Atlas of the Heart. Și vorbește de 84 sau 82 de emoții și de experiențe pe care noi le trăim pe parcursul vieții. 80 de emoții. Chiar niciodată n-am bănuit că sunt o fire atât de complexă. Vorba aia, încep să-mi revizuesc self-esteem-ul. Ești o fire foarte complexă. Eu cred. Așa. Draga mea, Andreea, că de-a lungul vieții tale tu ai primit foarte, foarte, foarte și am subliniat foarte, foarte multe declarații de dragoste. Spune-mi dacă greșesc și mă opresc aici. Da, da, am primit. Care a fost cea mai stângace? O, Doamne, nu știu, probabil că nu mai țin minte pe aia. Dar de ce n-ai ținut? Dar care a fost cea mai frumoasă? Nu trebuie să menționezi cine a făcut-o, doar trebuie să spui... Cu vorbe sau cu acțiuni? Deci, cu ce vrei? Dacă vrei, sunt eu cel... Cum vrei tu? Vreau să-mi spui de acasă, că să mă pregătesc, că nu mai ții minte. Nu, că dacă spun știi de unde e. Nu pot să zic. Draga mea, eu știu că știu, dar nu o să păstrez anonimatul. Mai... Eu sunt un tip de încredere. E foarte greu să fac un top, pentru că recunosc că am avut parte de oameni foarte creativi în jurul meu și am avut parte de multe momente extrem de frumoase. Bine, hai să zic una. Zi-mi una. Că e cumva cea mai ușor de descris. Îmi place. Ăsta e cel... E mai... Fii atent. Căutarea asta ta e chiar mai mișto decât surpriza. Oricine... E respectivul care ți-a făcut. Îmi place foarte mult asta. Eram la o nuntă. Aha. Nu a mea. Și... Ha, 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 ha!
Și știi cum e la nuntă? Cea mai frumoasă, cea mai importantă femeie de la nuntă e mireasa, mireasa, nu? Corect. Ok. Și la un moment dat s-a dus cineva pe scenă. Așa? Și a început să cânte. You're wonderful tonight. Dar nu miresei. Mie. Mi-a părut foarte frumos. Atenție, omul acela a stat pe scenă și a cântat în pofida faptului că socru mic, socru mare, mirele, toți își ascuteau cuțitele, pistoalele, cu trei glonți la rădăcină, așa cum spune și melodia. Era said Andrea, you look wonderful tonight. Da, eu eram cel care s-a suit pe scenă, v-ați dat seama cu siguranță. Și ai încercat să mă cucerești pentru că de-abia atunci... Dar nici atunci nu mi-a mers. La live-a de nuntă, auzi. Bă, nu merge. Ai cântat mai bine acum. Ai cântat mai bine acum. A, da, acum am fost puțin emoționat, cu lumânări, apă plată, chestii. Mă, trebuie să-mi spun un lucru. Și trebuie să spunem asta tuturor. Ce ai învățat tu din relațiile tale? Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le au cu mine din relații este că trebuie să mă prețuiesc foarte mult și să mă iubesc. Pentru că restul e un bonus. Frumos! Pentru că știi, în relații e foarte probabil ca partenerul să... aibă momente cu el, momente grele, momente... Și asta m-ar face pe poate pe mine să mă simt neiubită. Mai întâi trebuie să mă iubesc pe mine, să mă simt echilibrată cu mine ca să pot să intru într-o relație cu un om echilibrat, pentru că n-am fost echilibrată și întotdeauna am încercat să salvez niște bărbați din viața mea, am încercat să-i fac să fie mai bine, am încercat să le dau mai puternici, să... pentru că am acest, cumva, probabil că nu știu... Menirea mea este să mă duc să ajut oameni într-un fel sau altul, dar sunt anumite momente în care nu trebuie să faci asta. Într-o relație nu trebuie să fii nici mamă, nici psihiatru, nici psiholog, nici soră medicală, trebuie să fii partener, trebuie să fii femeie. Și femeia poate să ia mai multe, are un rol care are mai multe valențe, dar atâta vreme cât tu ajungi să fii salvatorul și faci totul pentru ăla și nimic pentru tine, este posibil ca la un moment dat să ajungi stoarsă, epuizată, nerespectată, neprețuită și dată undeva la gunoi. Ai zis foarte bine și lucrul pe care sfatul pe care l-am dat fetelor mele mari, ok, puteți intra în relații când vreți voi, cu cine vreți voi, asigurați-vă de un singur lucru, că respectivul te prețuiește. Da, te iubește. Poate iubit e prea mult spus, pentru că o întâlnire, două, și dragoste la prima vedere există, poate nu există, nu pot să știu cum sunt acele relații. Ține la tine? Face ceva pentru tine fără ca tu să-i spui? Are ceva din propria inițiativă? Te vede. Despre asta e vorba. În relațiile din ziua de astăzi, oamenii sunt atât de centrați pe ei, încât nu mai au energie pentru tine. Și ce e important pentru mine este să am o conexiune reală cu omul respectiv. Să știi cum în terapie și în fel... To show up. Adică să apari cu tot ce e acolo, fără măștile tale, pentru că e singurul mod în care putem să ne conectăm într-un mod real. Dacă tu vii să-mi arăți că ești foarte tare, că ai și că ești puternic, nu să ne putem conecta niciodată, pentru că noi toți avem momente de slăbiciune, noi toți avem momente în care nu suntem bine, de vulnerabilitate, și ăla e singurul mod în care putem să ne conectăm. Și noi toți avem nevoie de cineva care să ne vadă, să ne audă, să ne asculte, să pur și simplu să ne facă să ne simțim importanți prin atenția pe care ne-o dă. Și ce am mai învățat este că oricât de atașat ești un om, oricât de multe amintiri ai cu el, atâta vreme când începe să nu-ți mai facă bine, este foarte greu. Dar trebuie să-i dai drumul. Pentru că nu face decât să-ți tragă în jos. Pentru că se poate să nu fii în același moment al vieții. Și nu mă înțelege greșit. Nu abandonez. Eu nu abandonez. Adică chiar am foarte multă disponibilitate și foarte multă răbdare. Dar la un moment dat... e posibil ca cei doi să nu mai meargă în aceeași, să nu-și mai dorească, să nu există compatibilitate. Am ascultat de curând un podcast al lui Paul Olteanu, vorbea de compatibilitate și am realizat că de foarte multe ori nu există compatibilitate. Valorile pot fi la fel, poate fi o energie sexuală foarte puternică, poate fi o atracție, dar de foarte multe ori nu există compatibilitate și ne dorim acea relație explozivă în care să simt, adică eu toată viața mi-am dorit să simt, să fie așa o energie nebună,
Bun, și după aceea ce se întâmplă? Care îți dorești aceleași lucruri? Ți-e place să mergi la munte, ei îi place să meargă la mare. Ea vrea în casă, tu vrei numai afară. Ea vrea să plece în străinătate, tu nu vrei să pleci în străinătate. Ea vrea un copil, tu nu vrei un copil. Pare că nu suntem compatibili. De ce stăm împreună? Compatibilitatea începe în momentul în care, chiar dacă ție îți place la munte, îndrăgești și marea? Păi, nu e, e logic, nu e. Eu cred că atunci, da, mergem la mare. Și atunci când zic, unde mergem? La mare, iubita mea. Evident, într-o relație trebuie să muncești. Nu absolut, cade așa. Absolut, asta e. Oamenii cred. Într-o relație trebuie să muncești. Relația de basm în care el vine da, și ea da, se uită da, în ochii da, mei da. Și totul e perfect. Nu există așa ceva. Adică da. E o gravă eroare în care în momentul în care cineva crede că așa sunt relațiile. Trebuie să muncești, să ai răbdare, să-ți dorești. E esențial ca oamenii a doi să-și dorească. Acum ziua de astăzi nu merge la asta. Ca și cu angajații. Nu-mi convine ceva, am plecat. E muncă. Da, e multă muncă. Cuplu e muncă, copilul e muncă și munca asta ți-o dă dragostea. Da. Iubești? Ai idei, ai regii, apropo de copii, apropo de tablete, apropo de nebunii. Fă ceva pentru... Dar trebuie... Cum să rezolv problema asta? Disponibilitate. Exact. Și dacă iubești, ai disponibilitatea respectivă, băi, cum să-mi fac chestia asta? Cum să o îmbrățișez pe iubita mea, că nu mă mai lasă? Și mai e un lucru pe care oamenii nu-l fac în relații și mi se pare important. Știi când, nu știu, ne certăm, să zicem că noi doi suntem într-o relație și tu te... Posibil. Și tu, nu știu, ori ești închis, ori faci o criză sau te porți ciudat. Corect. Celălalt ce face? Se enervează la rândul lui și se poartă la fel. Da? Sau o face Hiroshima și mai mare. Nagasaki. Exact. Cel mai simplu ar fi ca atunci când îți vezi partenerul făcând lucrurile astea, să-l întrebi, ok, văd că ai un... Te simți un pic diferit față de cum ești de obicei. Ce ai nevoie? Să-l întrebi pe om, ce ai nevoie? Pentru că oamenii când fac lucrurile astea, este evident că au nevoie. Au nevoie de atenție, au nevoie de dragoste, au nevoie să simtă prezență, au nevoie de ceva. Ce ai nevoie? Ce a declanșat furia, da. Ce ai nevoie de la mine? Oamenii nu pun această întrebare și mi se pare esențială într-o relație. Și în același timp, bărbatului, în general, e foarte greu să spună am nevoie ca să mă vezi sau am nevoie să fii lângă mine pentru că mă simt lipsit, nesecurizat. Iubita mea, virgulă, ce ai nevoie de la mine? Păi așa ai... Semn de întrebare. Nu, uite. Păi așa, Iurea? Acum? Da, o întreb pur și simplu. Și pun o inimă, ca să știi că e vorba de dragoste, vrei? Da, hai. Ok. Iubita mea, ce ai nevoie de la mine? Poate ciudată. Zice, nu știu, de la Mega, am nevoie de un kil de mere. Crezi că e cazul să-mi pregătesc motivația? Bă, fii atentă. Deci, îi spun astăzi soției mele, vezi că astăzi mă întâlnesc cu Andreea. Andreea e o tipă... Aș lua acasă, îi zic. Fii atentă, trebuie să mă duc. Fii foarte atent. Am ceva pentru tine. Deci ea mi-a dat asta. Oh. Da. Deci ea mi-a dat... Oh. Ea... Sau pupi! Mă rog, o să... Mă rog, dacă-mi dă voie. Păi da, știi, fii atent. Folosește de pretextul ăsta să o pupi de la mine. Corect. Și pac! Păi, ce poate deșteaptă ești. Fii atent aici. Și mai zice... și îți dau și elefantul ăsta. Pentru că elefantul este ceva magic în zona psiho-mindful, bird-in-gam, din India. Și zic, ok. Iubirea mea, ce ai nevoie de la mine? Elefantul. Și suportul de la con. Băi, deci ca să nu ziceți, eu sunt transparent. Știi, ești transparent până nu mai ești transparent. Să-i mulțumesc foarte mult că s-a gândit la lucrurile astea așa drăguțe. Ai declarat într-un interviu că ideea de căsătorie e mai aproape ca niciodată. Așa am zis eu, nu? Da, ai zis. Nu cred. Mai auzit-o spunând asta? Nu, am avut declarații. S-ar putea să fi fost alleged, adică presupuse. Exact. Te întreb, ideea de căsătorie e mai aproape ca niciodată sau mai departe? Ce înseamnă ideea de căsătorie mai aproape ca niciodată? Ideea de a fi cu cineva, per sempre, forever, și alte limbi străine. De la o scară la 10, de la 1 la 10. Adică dacă îmi doresc să mă mărit? Da. Asta e întrebarea pe românește, cum ar trebui de la cancan? Băi, eu personal aș vrea să te văd într-o zi. Da. Andreea, vreau și eu, hai uite, atunci când se vor deschide restaurantele fără restricții, vreau și eu să ieșim la masă.
când o să iau pe nevastă mea, o să fim în trei. Da. Ar echilibra acest spațiu să fie și un domn. Așa. Există posibilitatea ca în viitor apropiat, că dacă îți dau telefon, să fie și domnul acela de față? Păi crezi că-s Nostradamus? Bun. Un răspuns evaziv, dar îl iau. Păi nu știi ce se întâmplă. Poate să fie acum și să nu fie atunci, sau poate să fie să nu fie acum și să fie atunci. Domnule, femeile astea se joacă cu mintea mea. Opriți timpul. Uite, eu nu știam cum se va desfășura acest... Am avut emoții la început. De ce? Dar odată ce mi-ai dat două picioare în cap, mi-au revenit și doi pumni în față, mi-am revenit și mi-am dat seama că asta este Andreea pe care o cunoșteam eu. Pentru că fundul tău este nebun, așa cum îmi plăcea mie. Și îmi place în continuare. Și de aceea s-am pregătit o bucată muzicală. O, Doamne. Dar o bucată muzicală în care eu... Mă închefați? Cum? Mă închefați? Nu... Nu, nu. O bucată muzicală generală. Ce asta? Deci, iată. Titlul piesei este scris de un bărbat pentru toate experiențele feminine din viața lui. Dar când o să cânți tu partea ta, tu o să faci femeia pentru toate experiențele din viața ei. Ai capit-o? Deci, eu o să pun în continuare Girls... Iar eu în locul la tine Girls, tu o să pui Boys. Ok. Deci, noi suntem o oglindă acum. Uh-huh. Tu cânti și spui Boys, eu spun Girls. Mersi. Aaa, ce drăguț. Of course I love this song. Deci, câte costă nu s-a mai cântat niciodată de un bărbat și o femeie. Și niciodată acestui cântec nu i s-au schimbat versurile. Încep eu. Prin această melodie, Andreea și eu dorim să mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în viața noastră și ne-au învățat câte ceva despre inimă. Audiție și vizionare plăcute. Noapte bună! To all the girls I loved before, who traveled in and out my door, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I loved before. To all the boys. To all the boys. Oh my God. To all the boys I once caressed. Da. And may I say, I've held the best. Așa. For helping me to grow. Foarte frumos. I owe a lot, I know, to all the boys I loved before. The wind of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continue blowing, and they just carry me away. To all the girls who shared my life, who know are someone else's wives, I'm glad they came along. I dedicate the song to all the girls I loved before. To all the boys who cared for me. Frumos. Who filled my nights with ecstasy. Oh yeah. They live within my heart. I'll always be a part of all the boys I loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continue blowing, and they just carried me away. Și ultima parte. To all the girls we've loved before, who
We're traveling in and out our doors. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we loved before. Yeah, to all the boys and girls we loved before. Bravo, bravo, baby, bravo, baby. Foarte mi-a plăcut piesa asta. Da, mi-a plăcut și mie. A ales niște piese super mișto. Bineînțeles, bineînțeles, dar cred că preferi niște deserturi vegane. Yes. Merci. Ce-i asta? Iubire, ce-s asta? Amandina. Amandina? Stracciatella în dreapta. N-au zahăr, nu? Sunt vegane. Da, sunt vegane. Au zahăr? Vegane? N-au vegane zahăr. Teoretic nu. Vegane nu. Deci, cu ce vrei să începi? Fii atent, ca să știi ce mănânc, trebuie să citești cartea asta. Secrete aflate pe pielea mea, cartea pe care am lansat-o acum de curând. Deci, acum vreau să te întreb. Ah, bine, atunci. În timp ce mănânci tu dulcele, eu o să spun, dragii mei, aceste onomatopee sunt scoase de Andreea la gustul podcastului meu. Bun, acesta este secrete aflate pe pielea mea. Iubesc titlurile care te îmbie la citit. Știu, din nou onomatopeele Andreei sunt tot datorită Amandinei. Sigur că sunt... Iar tu în cartea asta, mulțumesc, tu în cartea, eu cu cărțile, ia cu dulcele, asta e viața mea cu Andreea. Secrete aflate pe pielea mea, în subsidiar, frumusețe, acceptare și iubire. Este o carte despre frumusețe. Câte cărți ai scos până acum? Asta e a treia. Asta e a treia? Mm-hmm. Și am și una internațională. Descoperă-te în limba engleză, în India. Iar toate astea s-au întâmplat în perioada asta de 10 ani, după 2012. Da. Deci tu trebuie să-ți faci un film al vieții tale intitulat 2012. Mie mi se pare așa cum ai zis că am renăscut atunci. Această carte o voi citi, bineînțeles că îți pregătești autograful pentru mine. Da, bineînțeles. Dar eu vreau să spun că, așa cu dulcele ăsta, că acum vin asupra ta cu tot felul de informații, am o surpriză pentru tine. Da. Eu am niște prieteni. Se numesc Diardi. Da. Iar ei fac tablouri ale invitațiilor mei în ulei. Da. Uită-te la dulce și ascultă povestea mea. Nu te mai uita, îmi scotești tot spațiul ăsta intim al meu. Bun, vreau să spun un singur lucru. Ești tu acolo? Da, când aveam 35 de ani. Da, acum o să zică ceva, da. Așa. Acolo aveam 35 de ani, am scos primul album al vieții mele. Cât ai acum? 49. Mulțumesc. Mulțumesc foarte frumos, ești o scumpă, mai ales că ești o dulce cu dulcele în față. Prietenii mei de la Diardi mi-au pus la dispoziție 3 tablouri cu tine. 3? Da. Cum 3? Diverse tablouri cu tine. Sunt goală vreunul? E o idee foarte bună, Alexandru! Da. Soția lui Alexandru pictează. Păi soția nu poate să admire lucruri frumoase? Bine, Andreea! Bun. Și la un moment dat, noi, înainte de a veni tu aici, am făcut un sondaj. Pe care să mi-l dați? Nu. Între noi. Și am ales să-ți dăm tabloul care, din punctul meu de vedere, te reprezintă pe tine. Vreau să spun că asta ești tu. Dar nu pare așa că s-a agitat. E foarte frumos. E foarte frumos. Da. Și e foarte Andreea. Asta este Andreea. Se pare că e super zen aici. Ești tânăr acolo? Super zen. Eu uite, am și perlele. Ai pe... Ce drăguț, acum nu le-am pus că mi-am pus cercei. Ai perlele. Aia ești tu. Tu ești o persoană în permanentă căutare, în special în ceea ce privește sufletul tău, iar ochii fug, părul ăla fuge, ești undeva pe o culme în India și te gândești care este următorul pas a vieții mele. Foarte frumos,
frumos, mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte frumos și noi, Diardi. Și vreau să spun tuturor urmăritorilor, dacă intrați acum pe pagina lor de internet, aveți pentru comenzile voastre, dacă vreți să vă faceți o comandă a unei picturi în ulei, aveți reducere 50%. Wow! Andreea Raicu, dacă ești în fața laptopului, te rog frumos, da acum o comandă Andreea Raicu nud, n-ai nici 100% discount pentru tine. Perfect, va trebui să pozezi, Andreea. Mulțumesc! Bineînțeles că acum, nuca de cocos a fost o idee foarte bună pe care mi-ai dat-o, tu mi-ai dat-o așa la mișto, iar eu am luat-o în serios, ce-ți fac. Fata mea cea mare, de jumătate de an încoace, ea face... Jumătate? Un an. Un an. Parfumuri. Ea face brățări. Astăzi vei vedea brățările pe care le-a făcut ea. Da, astea sunt brățările ei. Asta ce frumoase sunt. Da. Vreau să te uiți ușor la ele. Nu te grăbi. Dar din ce sunt? Sunt din cristale semiprețioase. Asta e rubin? Închise cu argint, ăla e granat. Granat, asta? Piatra lunii, terahertz, spinel și lapis lazuli. Ce, cum ai zis, mamă? Lapis lazuli? E foarte frumoasă. Bineînțeles, bineînțeles. Acum ai ales și tu una pentru soția ta. Da, sigur că da. Vai, dar ce frumoasă sunt. Am o carte pentru tine. Ah, mulțumesc. Da, cu drag. Mulțumesc. Este o carte, I've got you under my skin. Adică le-a aflat pe pielea ei. Draga mea, din aceste 5, vreau să te concentrezi și vreau să-ți alegi una. Atenție! Deci aș vrea să văd care sunt beneficiile fiecăreia. Oh. Wow! Bine, pe atunci să citim. Granată. Cu granatul. Adică îmi place cel mai mult ăsta, ăsta și albastru. Și vreau să știu care dintre astea trei. Bun. Granatul este o piatră a sănătății, fertilității și a energiei. Ajută la regenerarea organismului, ADN-ului și stimulează metabolismul. Este indicat a fi folosită în situații care par fără ieșire, deoarece sporește curajul și speranța. Dizolvă tiparele de comportament care au devenit nefolositoare sau chiar nocive, elimină inhibițiile și taburile. Este recomandat pentru meditație și concentrare. Perfect! Protejează soțiile, mamele, familia. Perfect! Acum asta... Piatra lunii este o piatră a energiei feminine, recomandată pentru găsirea echilibrului emoțional. Este considerată și piatra călătorului. Uha! Îl protejează pe cei care călătoresc noaptea. Piatra lunii este asociată cu elemente de apă și vânt. Amplifică chakrele superioare, al treilea ochi și chakra coronei pentru o mai bună comunicare și înțelegerea universului. Era al treilea ochi, nu e aici în spate? Nu, așa și... Acolo e creierul ăla. Așa și lapis lazuli? Și lapis lazuli este piatra regalității, încurajează exprimarea adevărului scris și vorbit și onestitatea spiritului. Purtați-l în toate împrejurimile în care trebuie să comunicați profund, cum ar fi discuția cu persoana iubită. Încurajează asumarea proprii responsabilități. Afirmație, pot face orice. Dintre astea două. Corect. Între astea două. Dar nici nu, eu nici nu mai vreau să, eu știu ce voi alege. Asta. Normal. Ai ales-o din prima. Ai ales-o din prima. Deci te-ai ales din prima o chestie pe care... Dar fii atent aici. Deci ea a făcut instinctul, dar după aceea instinctul de conservare a zis mai ascultă puțin celelalte păreri. Asta este Andreea nouă, știi? Andreea care ia decizia după ce toate sunt puse pe tarabă. E... Vezi? Felicitări, sunt foarte frumoase. Mulțumesc. Mulțumesc foarte frumos. Am să mă gândesc la tine. Eu plec și cu cartea, așa că mulțumesc. Da, da, da. E pleci cu cartea, dar eu rămân cu distracția. Da. Poți să am pui brățara la mână, te rog? Lol. Da, lasă-mă să te prind. Lasă-mă să ți-o prind la mână. Sper să știu cum. Sunt sigură că știi cum. E bine? Da, da. Perfect. Băi, am, știu cum. Doamne, tu știi că la ora 7:30 trebuia să mă la masă? La ce masă trebuia să te duci? Și acum, după ce ai brățara, acum liniștită, mulțumesc. Poți... Cu mare drag. E foarte frumoasă. Mulțumesc. Cum se numește? Seia. Ai un cont de Instagram? Se... Da, chiar pe Instagram, Seio Charm. Ce drăguță e asta. Știi că... Ideea. Da. Știi că mi-a spus prima dată, vreau să găsesc un nume. Eu aveam 40 de nume, 45 de nume, 400 de nume. Dar am zis, dacă eu o să-i dau nume, o să zic că, păi, ăsta e numele pe care mi-a dat tata. Nu. Eu am dat numele, știi ce zic? Dar acum trebuie să-i spun în premieră lucrul ăsta, pentru că a zis, a, nu-mi dă nicio idee. Și după aceea... Responsabilitatea alegerii tale, de ce făcăm mai devreme?
Eu am un nume pentru noua mea sesiune de relaxare, Stracciatella Relaxation. Foarte tare, Stracciatella. Băi, dar cum ai avut? Da, foarte bune, de unde sunt? Ăștia-s vegane? Vă zic după aia, da, sunt vegane. E foarte frumos la tine la podcast. E, termină cu aprecierile. Eu nu, chiar nu vreau să... Am mâncat, am primit cadouri, am băut surprize, cum să nu vreau, am cântat. Băi, vreau să spun că ai foarte bine, mă. Cu foarte mult suflet. Da, chiar dacă prost, da. Nu mă interesează. Nici pe mine. Mai cântăm ceva sau plecăm acasă? Ce faci, mă? Acum abia am început podcastul. Termin cu prostiile. Dragii mei, cele 10 întrebări. Prima întrebare. Șofer sau conduci singură? Conduc singură. Bravo. Destinații turistice, Italia, Thailanda sau Mexic? Depinde. N-am varianta asta. Deci, Italia, Thailanda, Mexicul și Mexic. Adică sunt trei chestii e diverse. E bine, hai Italia. Puteam să băgăm și noi de la mafia. Nu se supăra nimeni. Clanul... Mi se pare ceva... Lucky Luciano. In Napoli... Când Andreea Raicu apare acolo, ce se întâmplă? O mai simt pe asta. When the night hits the moon like a big one, that's amore. Stracciatella. Nu mai șoptiți, bă, din public acolo. Stați cu minți acolo. Bells are ring, tig-a-ling-a-ling, tig-a-ling-a-ling, like they say, Vita Bella. Ați am plăit, tipi-tipi-tei, tipi-tipi-tei, ai mâncat Stracciatella. Următoarea întrebare. Liniște sau agitație? Liniște. De fapt, astea nu sunt întrebări. Prea multă agitație am avut în viață, mai l-am facem și niște liniște. La țară sau la oraș? Dacă îmi zici, depinde, mor cu Stracciatella de gât. La oraș. Mergem mai departe. Avion sau vapor? Depinde. Dacă acum, iubitul tău, da, intre pe acea ușă. Așa. Și ce? Poți să vii! Nu, lasă-l. Poți să vii! Hai, măi băiatule! Nu, lasă-l. Ei spun, măi băiatule. Nu e măi băiatule, lasă-l. Nu. Măi, cum să-i zic? Măi, domnul, intră! Lasă-l să stea acolo! Stea acolo! Gen, și zine așa. Iubita mea, poftim. Croaziera. Miami, Caraibe, Fantalibe, Insula Șarpelui. Asta, croaziera. Ne așteaptă. Sau, draga mea, Concord își reia zborurile. Ia un supersonic de la mine. Pe care le alegi? Cred că Concordul. Nu cred așa ceva. Nu, și suntem... de ce? Pentru că e prea multă lume pe barca aia. Și mie îmi place cu liniște. Mă sperie, adică ideea de croazieră mă sperie, să fiu sinceră cu tine. Deci tu conduci singură, te duci în Italia, unde este puhoi de lume, îți place liniștea, vrei totuși la oraș. Ești o... Știi ce cum? Contradicție. Hăi, cald rece. Păi da, pentru că uneori vreau acolo și alteori vreau acolo. Sunt I'm a city girl care vrea și la țară. Tu le vrei pe toate. Da. Plajă sau drumeții pe munte? Plajă. Meditație sau mers la biserică? Meditație. Loc de meditație în Peru sau în Tibet? N-am fost în niciuna. Eu de asta zic, Andreea, e momentul să încercăm această experiență împreună. Vrei dulce sau sărat? Sărat. De ce ai spus asta așa foarte repede? Pentru că îmi place sărat. Și de ce ai mâncat toată Stracciatella? Nu știu. Extraordinar. Ce. Zi, măi, Marius, eu am crezut... Îmi place că... să testez, nu mai dat de ales. Trezit de dimineața sau lenevit în pat? Trezit de dimineața. Nu, ești formidabilă. Fierbinte sau rece? Fierbinte. Cu câtă precizie răspunde, mi se pare senzațional. Mi se pare senzațional. Păi ce, nu toată lumea știe? Bun, hai să analizăm puțin ce s-a întâmplat astăzi, că mi se pare foarte important.
Pentru prima dată azi te-am cunoscut mai bine. Pentru prima dată am riscat și am luat tot, am luat cu toată seriozitatea meditația pe care mi-ai administrat-o. Cum ai zis, tele... Meditație ghidată. Ghidată. Mi-a plăcut foarte mult experiența. Nu promit că o mai repet, o mai fac cu siguranță. Și pentru că există un final, un final în toate, finalul este muzical. Bun, când ne vedem după ce ne despărțim? Așa numește? Piesa? Când ne vedem după ce ne despărțim astăzi? Așa numește piesa? Nu, te întreb... te întreb pe tine, nu e o piesă. Când ne vedem după ce ne despărțim acum? Când ne propunem? Sunt extraordinar de calculate. Mi se pare că tu ești precum Kasparov se bătea cu calculatorul. Până l-a bătut pe calculator, înțelegi? Păi nu, dar când ne vedem, când decidem să ne vedem. În principiu, poate să ne vedem și din întâmplare. Dar trebuie să ne propunem să facem asta. Hai că ne vedem noi, este ca și când nu ne-am vedea niciodată. Uite, eu o să închei altcumva emisia asta. Așa îi spun eu, emisia. Eu sper că în curând o să ne vedem. Da. Eu aș vrea să cunoști din nou bucuria platoului și nu ca invitată, ci ca amfitrion. Eu sper să prinzi din nou bucuria unei relații cea mai frumoasă din viața ta. Sunt absolut convins. Stai acolo! Ce scuze, dar e ca un pur sânge arab. Abia aștept să intre. Și pentru că mâine este ziua femeii, dar ultimul lucru pe care ți-l dau este acest buchet de trandafiri. Ce frumos este! Ce frumos sunt! Mulțumesc! Cu mare drag! Mulțumesc! La mulți ani, femeia Andreea Raicu, care a intrat sub pielea mea, precum cartea ta. Astăzi am băut pentru prima dată la un podcast și, crede-mă, nu există podcast în România care să aibă... Sunt sigură că nu. Cocos pe masă. Nu, sunt sigură că nu. Aici, cu siguranță, pe lângă multe altele, ești foarte special și aici. Am băut și tot cocosul. La mulți ani, Andreea, să ai o lună minunată, plină de surprize. Așa să fie. Care vin deodată. Dar și luna viitoare, ce-ți va aduce oare? Rumoare, rumoare, o căutare. Dragii mei, mulțumim foarte mult tuturor celor care astăzi au rămas alături de noi. Mulțumim foarte mult Diardi, care deja are un nou ideal să facă nudul Andrei Rai cu ulei. Asta n-a... Eu voi aduce uleiul. Așa. Mulțumesc foarte mult Aqua Carpatica și Chateau Valvis, vinul Chateau Valvis, iar voi, dragii mei, bucurați-vă de lucruri simple. Ele vi se întâmplă în fiecare zi. Nu așa era salutul de final, dar nu contează, mă înțelegeți voi. Ne vedem lunea viitoare. Până atunci, să ne bucurăm de Andreea și de toată strălucirea vârstei ei de 31 de ani. Și vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că m-am simțit foarte bine. Vorbesc serios. Foarte bine, sincer. Foarte. Eram îngrozită de faptul că mă vei pune să cânt și știam că nu sunt talentată în zona asta. Și zis, ok, n-am știut cât de mult o să, poate mă gândeam să cânt mai puțin, dar m-am simțit foarte bine pentru că ești o gazdă absolut minunată. Și m-am relaxat. De mult nu m-am mai relaxat așa. De bune, vorbesc serios? Da, foarte bine m-am simțit. Mă bucur tare mult. Îți mulțumesc și felicitări pentru ce faci. Să rămână baftă și ție în continuare și până la o nouă meditație. Îți cânt piesa asta. Încep eu. Hai. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa. Bravo! Ca un fulg în palma ta. Pentru mine n-ar fi prea puțin. Nu, nu, nu. Nu ca multe motive.
să te iubesc. Și vine refrenul puternic. Orice vi se aș avea, lucruri simt pe voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns pe vira ta. Lucruri simt pe voi păstra. Bara bara ba ba. Ce zici acolo? Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața lângă perna ta. Foarte mult mi-a plăcut versul ăsta. Foarte mult. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă ierți, și speranța că nu te vei schimba. Nu caut mistere să le dezleg. Lucruri simt pe voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica. Mie de ajuns doar muzica. Mie de ajuns privirea ta. Lucruri simt pe voi păstra. Și acum finalul încandescent. E un tânăr care vrea să spună. Da. Lasă-l, că nu vrea la televizor.